Dr. Sandra Alexiu, medic primar, președinte al Asociației Medicilor de Familie București FOF, instructor formator Medicina Familiei. Salut, bună! Mulțumesc pentru invitație, bine am găsit! Bine ați venit la noi! Prima dată aș vrea să vă întreb de ce sunt fundat până azi de trei săptămâni dar și nu mai trece. <laughs> A, sunt o mulțime de motive pentru care puteți să da? fiți înfundat. Așa. Poate să fie după o răceală, Poate să fie de la poluare, poate să fie ceva alergic, poate să fie o intoleranță la ceva. Poluarea așa. asta poate să acționeze. Eu, eu locuiesc de 46 de ani în ploiești, un oraș foarte poluat. și Dar n-am avut nicio problemă. Mă rog, mi-a mai crescut odată o mână, am tăiat-o, dar n-am avut probleme de genul ăsta. Însă acum, fără să am altceva, că de-aia nici nu am luat pastile, că nu e pastile ca nebun, așa, doar am zis, mă, am fundat un pic pe nas, dar n-am făcut febră, mi-am făcut activitățile fizice în continuare, în fiecare zi, deci n-au fost, da, vă, că nu mai trece. Adică... Da, dacă nu mai trece, deja ceea ce nu trece în timp de 4-5 zile, ne putem gândi la o chestiune mai serioasă și o chestiune cronică. Deci să merg la orelele. Și la ce de asta, o? da, până să ajungem la orele, că e greu acum cu, cu programările, Așa. că nu prea mai sunt doctori, trebuie să învățăm să folosim anumite manevre pe care noi, adulții, nu prea le mai folosim. Le folosim la copii, dar noi nu mai facem scolătura nazală, de exemplu. Mi-am făcut, facem mi -am folosit și batista sugarului, mi-am tras, mi-am e... curs vreo două săptămâni în la mi-am făcut aerosoli. Da, e... o grămadă de lucruri care nu sunt bine făcute. Așa. Aerosolii, de obicei, sunt ceea ce introducem în plămâni. Dacă vrem să introducem în nas, nu ne trebuie aerosol, că se duce mai departe. M-am simțit mai bine după, dar Pe de altă parte, noi nu facem lavaj și lucrul ăsta ne costă. Suntem, vrem să terminăm repede și punem repede picături și s-ar să ajungem mai repede la dependențe. Un simplu lavaj cu Asta e apă e mare de mare cu sau cu soluții de ser fiziologic. Dar cu apa aia de mare nu are efect. Are efect dacă o folosești cum trebuie. Deci trebuie făcut lavajul, nu doar puse picături ca și mai pune picături de nas. Așa. Trebuie să speli cavitatea nazală. Cu ce? Cu ser fiziologic. Cu, chiar cu... Da, cu ser, doar. cu ser fiziologic. Așa. Pentru că se numește ser fiziologic este o soluție de apă cu sare, dar într-o anumită concentrație care este match cu ceea ce avem noi în organism. Deci nu okay. ne deranjează E ca și cum ca și cu lacrimile. Nu ne deranjează, nu ne ustură ochii de la lacrimi. Uh -huh. Deci așa ceva trebuie. Folosim la sugari. E foarte frecvent, pentru că nu putem să punem picături în nas la sugari. Până într-un an e voie să folosească așa ceva. Singura soluție ca să-i curățăm este să facem acest lavaj nasal. Există niște seringuțe speciale sau niște sticluțe care bagă apă în nas și curăță. Iese pe nara cealaltă. Senzația e ca atunci când te bagi sub val în, în mare, și foarte când, ieși de, acolo, de da, și da, când da. ieși de acolo, când de acolo, curge totul aha, aha. și după aia respiri din toate foarte bine. Deci cam asta e ideea. Lavajul ne-ar ajuta să mai rărim picăturile și să mai scăpăm un pic de dependențe și ar ajuta o mucoasă care e supusă zilnic, o mucoasă nazală supusă zilnic poluării sau fumului sau a tot felul de lucruri din natură. Și de ce când mergi la farmacie, domne dați-mi ceva de aia, pac, ți-a propus imediat Ți le propun mai ales pe astea, picăturile astea care creează dependență, olind, toate nebunile. Ele sunt decongestive, decongestionante nazale rapide. Deci, pe moment, își fac efectul. Că de asta și dau dependență, pentru că lumea vrea repede un efect. Dacă s-ar putea ceva pastile de răceală și gripă, că toată ziua vedem și la televizor da. reclame, să luăm repede multe și în două, trei zile să fim puși la punct. Uitând zicala că răceala trece șapte zile cu doctor sau o săptămână fără doctor. Deci, cam tot. Sunt niște lucruri pe care nu le putem influența ca durată. De aia, pentru că vrem repede o soluție, farmacistul uh -huh. ne poate propune niște picături, dar ele au efect rapid. Dar n-am auzit niciodată un farmacist să-mi zică, domnule, există un, o sticluță specială cu nu știu ce, să faci, să curgă până. La... N-am auzit niciodată. Mă, farmacist, sunt să... reclame și care arată lucrurile astea, dar scapă printre alte reclame mai puțin. Interesante din punct de vedere medical. Dar ce facem cu atâtea reclame la atâtea medicamente și cu oamenii care devin medici pentru că se uită la televizor și spun, aha, asta am, chestia de asta o să iau? Le privim și înghițim un set pentru că sunt legale. În momentul ăsta de față. Dar n-ar trebui interzise? Uh, ar trebui mult mai corect reglementate. Nu știu dacă interzis e bine. Tot ce este interzis se găsește totdeauna o cale să apară. Nu e adevărat. De, uh, adică, interzicerea de la TV, de pildă, a reclamelor la pariuri, a reclamelor la medicamente, asta nu e o chestie care are un să apară în altă parte. Adică nu e cum e chestia aia, Ți-am interzis să faci sex. Apar online, Și nu te e duci oricum faci. Problemă. Da, nu, interzise. Online, interzise, pur și simplu. Adică să ai voie să faci doar în anumite condiții, doar pentru un anumit public, doar la anumite ore și așa mai departe. Trebuie reglementate mult mai bine pentru că, din păcate, sunt foarte prezente în toate emisiunile, pentru toate vârstele. Influențează foarte mult și vânzările în farmacii la ora actuală. Și suntem confruntați cu niște mesaje halucinante de la pacienți care se autotratează. Cum? Da, n-au de suferit pacienții? Da, adică, da. dumneavoastră, ca medici de familie, n-ar trebui să vorbiți mai mult împotriva acestor reclame pentru că ele, iată, le fac rău pacienților? Am... Ar trebui să vorbim mai mult dacă cineva ne-ar asculta. Păi, da. Singurii, noi singurii care, noi ne cu, cu care de am reușit este. a fost să intervenim în facerea unor reclame. Deci am intervenit la un moment dat că eram în conducerea societății naționale când au apărut niște reclame la prezervative, uh -huh. pentru că erau destinate protecției împotriva avortului. Și atunci, scopul fiind extrem de important, mi s-a părut că e cazul să intervenim, dar să ajustăm mesajul astfel încât să fie și cu, să fie cu efect medical. Adică nu ne distrăm, e un subiect pe care lumea se distrează când apare la televizor și o reclamă, de ce s-a băgat societatea națională în reclamă la prezervative și uh, ideea a fost tocmai să ajutăm să scădem rata avorturilor, pentru că prezervativul este un, uh, o barieră care te ajută în contracepție și te ajută să controlezi această chestiune, ca să nu fie nevoie să ajungi la la avortul. Și de asta spun că societățile profesionale ar trebui să se implice dacă tot este legal și trebuie, poți să faci reclame, să intervii cumva și să folosești instrumentul ăsta în beneficiu pacienților, nu în dauna lor. La ora asta ne străduim într-adevăr, cum spuneți, și așa nu avem timp să stăm de vorbă cu pacienții suficient de mult cum ar trebui, trebuie să mai combatem și toate prostiile pe care le văd la televizor. Și ei sunt, lăsând la o parte că lumea apelează foarte mult la doctorul Google, și, domnule, am văzut acolo și când vin la medici foarte mult, știu deja ce au, cum, în ce fel, tot. Au nevoie doar de o rețetă și de o parafă, că n-au ei parafă, că altfel ar, ar rezolva. Există și această autoritate a televizorului. Uh, unde atunci când ai văzut reclamele respective, zici gata, e, e în regulă Dar ar fi să folosim această autoritate în beneficiul lor, nu în dauna acestora În plus, uh, există o foarte mare problemă, această diferență care nu se face la noi deloc aproape Între medicament și supliment alimentar Toate acum sunt suplimente alimentare Da, pentru ca să se poată vinde fără rețetă Exact Sau dispozitive pe mine mă distrează când da, spun dispozitiv medical la lucruri pe care sunt pastile sau supozitoare sau creme. Da, dar omul numai... înțelege da. ce vrea el, că aici e problema. Se mizează pe lipsa de educație a oamenilor, nu? Probabil că asta este unul dintre, un, dintre trigării care ajung și ajută la vânzări foarte mult și pentru că medicamentele care nu sunt reglementate în acest fel pot fi eliberate fără rețetă. Da? Nu că ar fi foarte atenți la lucrurile care pot fi eliberate cu o rețetă. Uh -huh. Pentru că sunt multe medicamente la care există această reglementare, n-ai voie să iei decât cu rețetă, dar nu se respectă. Și aș putea să vă dau nenumărate exemple. Cele mai la îndemână sunt toate pastilele de reumatism, să zicem. Da? Orice, fel, orice formă de diclofenac, că e supozitor, că e pastilă, se cumpără fără niciun fel de probleme din farmacii fără ca nimeni să ți ceară o rețetă. Pentru antibiotice ar trebui să intervină niște rețete care să fie un pic mai complicate și o raportare online, deși nu știu cât se va ține cont de această ultimă reglementare, dar sper, eu speram să fie și mai aspră. Ca profesionist, știu că îmi atrag dușmani cu această afirmație, dar trebuie să vă spun că mă preocupă de mult problema cu rezistența antimicrobiană și este un dezastru. Și se vorbește foarte puțin despre asta, din păcate. Toată lumea merge la farmacie să-și iau un antibiotic pentru temirce, uneori fără niciun fel de legătură cu boala respectivă. Problema e că primesc destul de des. Și în loc să reglementăm, în sensul de a deveni foarte reticent și a înăspri situația asta, noi am adăugat o chestiune birocratică în plus. Ceea ce mă tem pentru brașla mea, pentru medicii uh -huh. de familie. Pentru că mulți medici nu prescriu antibiotici pe rețetă, ci trimit la noi. Și atunci trimit bilețele sau scrisori medicale să facem noi asta. Evident să facă că... medicul de familie. Da. Okay. Stomatologii nu au rețetar, nu au registru de consultații în care să dea un număr că pe rețeta aia trebuie asumată. Ca să înțelegem... Prima mea bucurie când a la facultate a fost să alerg într-un centru să-mi fac o parafă, mi s-a părut cea mai grozavă chestie pe care am încăpătat o un lucru de mândrie. Astăzi medicii nu se mai bucură de parafă. Dau la alții pentru că nu au timp. Poate și sistemul ne-a făcut în așa fel. Dar um, când îți faci o, o rețetă pe care ți-o asum sub semnătură, e un număr de registrare, Îmi pare rău, poate părea birocratic, dar omul acela trebuie luat în evidență. Tot ceea ce scrii este o grindă activității tale și poate o fi oricând afectată de malpraxis, să zicem. Și trebuie să ai o dovadă că a trecut pe la tine și ai făcut o prescripție, nu? Deci un număr de registrare, numele lui, un cod de identificare. Până în America se cere codul de asigurare, noi avem CNP-ul sau. Da? Și aceste medicamente trebuie scrise și date pe o platformă unde să nu se dubleze. Da? Deci ai luat într-o farmacie acum, nu mai te duci și în cealaltă și îți mai iei încă trei pastile, și în cealaltă și îți faci o doză numai bine, pentru că dimineața te-ai trezit tu cu ideea că trebuie să iei un antibiotic pentru că te doare nu știu ce, stomacul mm. sau un cot. Oamenii da? nu înțeleg exact ce se întâmplă în, cu microbiomul lor, de pildă, atunci când iau un antibiotic? Da, nu e microbiomul neapărat cel mai important lucru. Problema este că distrugem niște microbi sau nu-i distrugem. Și în momentul în care vom avea nevoie cu adevărat de un antibiotic, nu mai avem de ce să-l dăm, pentru că s-au creat deja niște microbi rezistenți care nu mai rezistă la, nu mai sunt afectați de antibioticul respectiv. Deci asta e problema cea mai mare, nu microbiomul care e distrus. La, îl mai reparăm, ținem o dietă, luăm medicamente, că acum sunt extrem de multe în care ajută microbiomul sau flora intestinală să se repare. Problema este că sunt foarte multe Aș vrea să explic ca să înțeleagă toată lumea. Jumătate din infecțiile pe care le avem, hai să luăm un, un exemplu, infecție urinară, da, uh -huh. jumătate se închid de la sine. Ei nu e antibiotic, în șapte zile își dresc. Da? În condițiile astea, pacienții vin fuga la medic să primească un antibiotic pe care îl primesc. Dar, dacă ne uităm, există niște hărți unde noi putem să vedem dacă medicamentul respectiv este bun sau nu e bun la infecția respectivă, pentru că microbul nu mai este rezistent. La în România stăm, suntem la grena, aproape, dacă roșu e culoarea de referință, cu foarte multe medicamente pentru infecția urinară. Adică, mai mult de 50% din populație este rezistentă la antibioticul pe care tu îl dai pe rețetă. Deci, aia oricum se trata singură, e da degeaba. Cu medicamentul ăla dat nu faci decât să faci rău la altele. Înțelegeți? Și atunci e nevoie să folosim niște medicamente noi, dar în ultimii 40 de ani, omenirea n-a mai descoperit antibiotice, că nu mai există resurse de unde pur și simplu nu mai avem alte mm -hmm. rezerve, sau pe alea foarte vechi, pe care nu le-am folosit, au stat în uitare și microbii au uitat de ele, care nu se găsesc sau care sunt foarte ieftine. Și Deacă suntem ieftine. Suntem în această... E nasol. Avem o foarte mare problemă la infecții urinare din cauza asta. Și nu numai asta există microbi care sunt foarte sensibili la un anumit medicament. Numai la ăla. Da? Cum e streptococul, toată lumea face amigdalite, putacee, eu acum o nebunie cu scarlatina, reumatism articular, acum toată lumea vorbește despre asta. E, streptococul ăla care ne dă nouă febră 40 și amigdalele pline de puroi, e foarte sensibil la penicilină. Penicilină. Aia, ieftină. Pastile, injectabile, depozit. Făceam pe vremuri un moldamin care ținea șapte zile, da? Nu se găsește penicilină. Trebuie să dăm medicamente din ce în ce mai tari. Dar care nu sunt așa de bune pe streptococ. Avem o grămadă de copii care fac infecția și după aia fac recăderi. Sau fac încă una. Sau nu moare și apare din nou cu, cu complicații. Pentru că nu avem penicilină. Trebuie să dăm ceva mai tare. E, chestiunea asta cu să dăm ceva mai tare este un lucru care a stricat foarte mult în ceea ce înseamnă excesul de antibiotice. Ideea că dacă ai o boală, trebuie să dai ceva foarte tare ca să o mori. Ceea ce este complet greșit, că o mori totul prin jur. Trebuie să dai ceva țintit cu laserul care omoară numai microbul Asta e problema. E și uh, problema noastră la acest proiect, la starea sănătății, să-i facem pe oameni să înțeleagă, explicând cât mai pe înțelesul tuturor, aducând specialiști care îi explică. Și uh, astfel încât oamenii să aibă încredere că lucrurile trebuie rezolvate uh, într-un anumit fel. Nu aiurea, nu după ureche, nu... Da, asta nu ar trebui să avem antibiotice în casă. Antibioticul trebuie prescris doar de medic exact. după ce vorbești cu el. Nu pentru că i-a rămas la vecina două pastile sau chiar ție de data trecută pentru că ai luat numai trei zile în loc de cinci câte ți-a dat doctorul să mai avem și data viitoare le păstrăm în condiții improprii, în baie, în dulăpiorul de medicamente unde e umed și se mucegăiește totul. Adică astea sunt niște lucruri care sunt incluse în, cur în cultura, în ADN-ul nostru. Asta e problema. avem mare. această educație, da, exact. bă, nu ții medicamentele acolo, trei ținute la loc, dar nu trebuie să ai în casă. Să okay, Așa ceva să... nu ai în casă. Dacă da. medicul Antibiotice dat... zic, da, da. Un medicament mai ai, că mai ai o aspirină. Medicul prescrie ceva. de obicei numărul de zile, deci nu, pe rețetă nu mai scriem două flacoane sau cinci flacoane. Sau dacă scriem, ne uităm câte pastile are flaconul. Avem toți aplicații, acum e ușor. Uh, medicul scrie număr de pastile. Asta înseamnă că trebuie să ajungă atâtea zile. Sigur că fiecare rețetă a trebuit însoțită de câteva explicații și un pic de consiliere, dar nici asta nu mai avem timp. Nici pacienții să stea, nici medicul să vorbească. Suntem acoperiți de tot felul de astfel de lucruri. Și uh, revin la lipsa de timp, pentru că spuneam că toți ne trimit nouă să facem aceste rețete. Sigur că întotdeauna când vorbim de prescripția de antibiotice, la maximum sunt medici de familie în toate țările. Că noi consultăm cele mai mulți, uh -huh. ce mai mulți pacienți. E normal să fie așa. Dar stoparea acestei probleme trebuie să găsească și să caute și în cauzele astea. Mai e vorba aici și de, nu neapărat irresponsabilitate, dar la unii medici de familie care sunt copleșiți de numărul pacienților, Vorbeam mai devreme și ziceați că, în sălaj, un medic consultă 4700 de pacienți. Da. Este, uh, sau, mă pentru rog, că are, nu mai are, sunt medici. Da, pentru că nu mai sunt medici. Și atunci e posibil ca unii dintre medici să și prescrie ceva mai puternic și mai adică Pe chiar bandă. dacă ca să, da. ca să nu mai vină ăla și mâine și săptămâna viitoare că și așa are destui, adică o să vină cu colite și cu probleme de microbiom și cu, <cute> cu altele din cauza da, 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 peste tot deci nimeni nu e 100% perfect toți uh, suntem grăbiți, toți avem și rateuri uh, ideea este să minimizăm cât se poate de mult cu explicații și eu nu cred că interzicerile duc undeva. A face interzis pe anumite lucruri nu faci decât să cauți căi colaterale de a ocoli obstacolul. Păi nu, uh, uh, soluția e educația, este evident. Da, doar că educația este o soluție de lungă durată. Nu are efecte acum. Trebuie să educăm copiii de la grădiniță să învețe ce să le bol, ce să lea vaccinuri, ce să lea pansamente, ce să le antibiotice și să sperăm că atunci când vor fi mari, vor aplica lucrurile așa cum trebuie, sau să se ducă acasă, că și asta e o soluție, educație indirectă. Să se ducă acasă și să zică, nu, mami, nu te speli corect pe mâini, să te învăț eu cum se face, Correct. pentru că am învățat la grădiniță că a venit o doamnă doctor și ne-a arătat. Și acolo mai putem, da? depinde. În familie, știți cum e, mama contează sau tata mai mult decât oricine. Bineînțeles. Uh, nu mai vorbim despre educația sexuală și alte lucruri, că e o, o nebunie. Uh, Apropo de aglomerația asta și de timpul foarte scurt petrecut cu uh, uh, pacienții, uh, asta, asta mi se pare o foarte mare problemă. Au fost uh, proteste de curând, uh, au vrut să reducă uh, banii, mă rog, nu s-au mai redus sau există uh, promisiuni, nu mai ai încredere da. în nimic. Suntem în se... într în de șase luni. Uh, a, așa. Exact. Uh, dar. Din tot ce uh, se poate înțelege privind activitatea Ministerului Sănătății, activitate, uh, totul duce spre zona asta de distrugere pur și simplu uh, a medicinei de stat, să zic, cu totul, adică de la medicii de familie până la spitale, clinici, uh, absolut tot. Medicii de familie nu mai sunt de stat din 1999. A, nu, asta știu. Apropo dar unde de. te duci lucruri Așa e percepția. Mă refer de stat, da. când spun de stat, zic da. lucruri de contate, adică da. oamenii în baza asigurării. Sunt foarte mulți și... care lucrează în sistemul privat deja și din alte specialități, care sunt în contract cu Casa de Asigurări. Da. De asta spun că nu e obligatoriu să blamezi privatul. Nu. Noi ne chinuim, de asta și încercăm să explicăm că sumele la astronomice pe care le vehiculează oameni până la nivelul primului ministru, care spun că un medic câștigă 15.000 de euro, este, știți că în, când văd astfel de afirmații, primul meu gând este de ce nu s au fi lăsat toți chirurgii de chirurgie să se facă medici de familie, uh -huh. nu? Dacă se câștigă atât de bine. De deci ce ori fi plecat atâția colegi de mei 4-5 mii până acum din 1999 încoace. Prin alte țări unde fac medicină de familie, Franța, Anglia, Germania, mai știu eu că ăsta sunt locul 3, uh, Suedia, foarte mulți, care au trebuit să treacă prin învățarea limbii să facă treaba asta. De deci ce ar fi trebuit să plece când câștigăm atât de bine aici? Uh -huh. Adică trebuie să faci niște afirmații cu puțină responsabilitate. Dar de ce credeți că premierul poate să ajungă să facă astfel de afirmații total responsabile? Adică, de Dar ce să-i minți o, pe oameni? Nu este o afirmație responsabilă. Premierul a luat o excepție și a generalizat-o. Creând astfel păi asta, impresia... Asta e marca prostiei. Da? Nu, asta, Sau e marca, a asta e marca manipulării. Păi da, asta zic, ticăloșie. Creând impresia că toți sunt așa, câștigă o mulțime de bani și nu fac nimic. Știți, medicina de familie este o specialitate care e foarte nouă față de alte specialități care sunt mai recunoscute și mai vechi și care și-au dobândit o prestanță. De când am apărut în peisajul ăsta al nomenclatorului de specialități, am primit o mulțime de lovituri de la proprii noștri colegi, care ne-au numit în toate felurile, inclusiv uh, doctorul Oprescu, care spunea că suntem anelide cu doi neuroni. Da? Anelidele, pentru cine nu știe, uh -huh. sunt niște viermi. Uh, genul ăsta de abordare... Să vedi cu viermele, adică nu. Da, nu. Ideea era că nu contează ce face sau ce a făcut mai departe, ci faptul că cineva din breasla ta spune despre o categorie din breasla ta că sunt inferiori sau sunt medici de second hand, cum spuneau alții, doar pentru că am apărut mai târziu și pentru că n-am apucat în această istorie scurtă să avem destui profesori universitari, conferențiari sau cărți tipărite care să demonstreze că putem să fim și noi la luați la masa egalilor a trebuit să ne stăduim din greu să ajungem la masa egalilor, să arătăm că putem vorbi la fel, putem preda la fel, că putem avea rezidenți, studenți și oameni care au uh, tipăriri de specialitate, cărți, articole publicate, sănătate și așa mai departe. E, cu finanțarea, problema este că toată lumea știe că teoretic medicina de familie trebuie să fie baza. Nu? Uh, am văzut în toate clipurile electorale și în toate uh, emisiunile în care apar cei din care sunt decidenți că asta e baza a medicinei, că majoritatea consultațiilor se fac în medicina de familie. Indiferent că românului îi place să se consulte din cap în întâlp și vrea la spital și repede, tot în medicina de familie se întâmplă cele mai multe prezentări. 70%-75% în România, până la 90% în Marea Britanie, unde medicina de familie este baza cu adevărat. E, ca să funcționeze așa, deci ca să fie bariera de care nu trece nimeni mai departe decât dacă e cazul, trebuie să ai cu ce. Da? De asta noi tot zicem de finanțare Finanțare nu înseamnă să câștig eu mai bine Ca să dorm mai liniștită Nefăcând nimic Ci ca să mă dotez cu ce trebuie Ca pacientul să nu fie nevoie să meargă mai departe Deci pe masa mea, la cabinet Trebuie să existe microlaborator Microscop, teste rapide Tot felul de aparatură Electrocardiograf, ecograf Ca pacientul să facă acolo ce e nevoie uh -huh. Să plece din cabinet Cu un diagnostic și cu un tratament Nu cu o trimitere ori România a dezvoltat foarte mult, din punct de vedere teoretic, deci numai partea de gargară, să vorbim despre cât de importantă medicina de familie, iar practic a dezvoltat sistemul de suveică, care înseamnă să dai trimitere la tot ce se poate și care este preluat de tot ce înseamnă rețele private mari, toate rețelele de, de centre medicale care sunt acum, te duci într-un loc și de acolo te primă prin tot centru să faci tot felul de examene, de cardiologie, de... te duci pentru o, o, o bubă și uh -huh. treci prin toate cabinetele. Toate decontate de casă, cu trimiteri. da Și uh, ieși de acolo ca pacient foarte fericit pentru că, repet, românul îi, îi place să se caute. Vrea să meargă în sistemul medical dacă se poate să facă tot ce se poate face. Mă confrunt zilnic cu cel puțin un pacient care spune, vreau și eu o internare ca să-mi facă toate analizele din cap în întâlni. Exact. Ori asta nu există, nu este sustenabil din punct de vedere economico-financiar. Și nu are rost să faci, la urma urmei, luând, pentru că iei locul altuia care moare pe lângă tine. Da, exact. Nu înțelegem nici asta tot de la educație. Pleacă. Îmi scria cineva zilele trecute fiind la coadă la medicul de familie după vreo trei ore că li s-a spus... Există un ordin recent, de zilele trecute, de ministru sau ceva, să nu mai dea medicii de familie să nu mai prescrie antibiotice. Nu. Nu. Este înțeles greșit. A, okay. Apropo de antibiotice, că am vorbit despre asta, ordinul respectiv reglementează sau face mai strictă eliberarea de, de antibiotice. Asta înseamnă că pe rețeta pe care o eliberezi trebuie să înscrii niște lucruri. Cum spuneam, numărul de registru, numărul de consultație, date de identificare pentru pacient, numărul de pastile, pentru câte zile diagnostic cu coț și așa mai departe. O, toate lucrurile astea se scriu deja pe toate rețetele compensate, nu e niciun fel de nouătate la noi. Mai greu este pentru cei care n-au prescris asta până acum și au dat pe o, cât un bilețel, cum e la stomatologie. Du-te și iați un flacon de augmentin sau am așa. Mm. da? Așa. Uh, du la, uh, să duc la spital, ies de la externare de la spital cu un bilet de ieșire și cu o scrisoare medicală pentru medicul de familie, vinerea seară, dar cu o medicație care a trebuit continuată. Să zicem că ai stat în spital pentru pneumonie, ai luat patru zile în spital și mai trebuie încă șapte acasă. Cu ce? Nu, nu, poți să te duci cu bietul de ieșire la farmacie. Aia nu e rețetă, e un bilet de externare. Nu? Deci pacienții pleacă din spital cu un teanc de hârtii, fără nicio explicație, fără nicio rețetă, du-te la medicul de familie. Ori asta înseamnă o, că pacientul e scos de ecuație. Nimeni nu are grijă de el. Ce faci? Păi dacă faci pauză 3 zile, degeaba ai exact, mai făcut la patru zile. Medicul de spital nu interesează. Și la medicul de familie nu se poate duce în clipa aia. Pentru că și la noi trebuie programare. Așa funcționăm, așa e legea. Ne păstrăm câteva locuri pentru situațiile de urgență, dar majoritatea vin cu programare. Pe de altă parte, am și beleaua de sistem informatic. Dacă un pacient se externează astăzi la ora 7 dimineața, el figurează în spital până seara. Orice serviciu pe care l-ar lua, dacă m-ar găsi pe mine imediat să schiu scriu rețeta, mi se impută mie. Pentru că e considerat el pacientul apare... deja internat. Oh. Nu poate să-i. Am, am, Asta sunt e problema cifre... în România cu digitalizarea. De-aia suntem cifre. împotrivă. Pentru că Amenzi. digitalizând peste tot și la ANAF și la Ministerul Sănătății și peste tot. Dar noi niște nu lucruri suntem împotrivă, că noi din 2005 suntem digitalizați, dar nu mai merge sistemul deloc. Exact. Deci este un coșmar pentru toată lumea că facem asta în fiecare zi și trebuie să găsim soluții pentru toată lumea. Și ne încarcă foarte mult ca timp. Deci mie mănâncă din 15 minute cât sunt normată. Atenție, suntem ca la șaibă. Da? da? 15 minute trebuie să dureze consultația, cu câteva mici excepții care înseamnă câștigate anul ăsta, că în sfârșit am înțeles casa de asigurări, că nu pot să consulți să vaccinezi un sugar în 15 minute. Îmi trebuie 30. Okay. Mare minune că am înțeles. Cu toate astea, în alea 15 minute, 10 minute la ora actuală ne chinuim cu sistemul informatic care nu merge. Iar nu merge. De 2 zile, iar nu merge. Și nu merge câte, câte 3 săptămâni. Deci nu vă puteți imagina ce frustrări. Că se adună oamenii pe sală. Degeaba mi-am făcut programări și vin din sfert în sfert de oră. Dacă eu trebuie să-i le zic, stați că nu merge, să o luăm cu de mână. Pentru că nu poți să faci nici de mână. Toate lucrurile trebuie consemnate și raportate. Deci trebuie să te chinui acolo așa cum nu merge. Și este ceva tot timpul meu pe care îl, consul, îl, îl păstram pentru consiliere, pentru să-i explic cum e cu regimul, cum trebuie să ia pastirele, pe mâncate, pe nemâncate. De ce trebuie să meargă după ce ia pastilele de osteoporoză? De ce trebuie să facă spălături, apropo de uh -huh. așa? Toate lucrurile astea pe care noi le spuneam în cabinete, nu mai avem timp să le facem. Îi trimitem, dute și citește pe linkul ăla sau ia aici un flyer. Asta nu e medicină. Asta este cârpeală și îmi pare foarte rău că am ajuns să trăiesc lucrurile astea făcând ceva ce nu-mi place peste ceea ce mi-am dorit să fac. Și ajungem la problema asta cu banii pe care România e alocă pentru zona de prevenție, practic, unde ar trebui să întâmple uh, cele mai multe lucruri. Da, Așa facem educație, așa facem niște oameni educați, uh, da. lucrează foarte mult pentru prevenție. De fapt, uh, e o idee uh, despre care se discută din ce în ce mai mult această medicină 3.0, să zic, despre care vorbește și Peter Atia în uh, cartea Outlive. Puteți să o găsiți și să o citiți. Și este despre, odată despre a, a privi pacientul ca un întreg, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai puțin în medicina 2.0, și să nu mai axăm totul pe tratarea de efecte, ci pe tratarea cauzelor și pe această da. prevenție care ar fi. Vedeți, asta, asta, fac parte din definiția medicinii de familie din totdeauna. Doar că la noi suntem obișnuiți și centrați tare pe spital. Uitați-vă în toate discursurile și în toate emisiunile, peste tot se discută despre spitale, s-au mai făcut, nu s-au mai făcut, s-au dotat, nu s-au dotat, foarte puțin despre partea asta care e a noastră. Deci noi facem partea de prevenție, și la prevenție înseamnă nu numai, nu numai să te adresezi unui om sănătos, cum e un sugar, pe care îl măsori, îl cântărești periodic, îi faci vaccinări și așa mai departe. Îngrijirea gravidei. Iar gravida este un om sănătos, nu? O consul și o îngrijești pe toată perioada sarcinii și după, dar și prevenție făcută la nivelul următor. Am deja o vârstă, niște boli, dar trebuie să am grijă să nu fac altele. Și așa mai departe. Deci sunt mai multe straturi de prevenție. Asta le facem noi. Dacă ne depășesc lucrurile, trimitem la spital unde primește un diagnostic și așa, și se întoarce la noi, unde monitorizăm. Da? Deci ne ocupăm de boala respectivă pe tot parcursul vieții care mai urmează. Cu tot ce înseamnă situații în care iar se agravează, iar trimiți, dar toată privirea asta de ansamblu ține de medicina de familie. De asta e nevoie ca să ai medici de familie bine pregătiți. De asta e nevoie ca atunci când trimiți un medic la țară, Ați văzut că poate în ultimii ani s-a discutat că sunt prea puțini medici la țară, nu o asigură statul, să mai suplimentăm niște locuri la rezidențial și dacă mai rămân picați din alte părți, să-i trimitem la țară. Păi dacă noi avem la țară, și vorbesc medii de familie ca medii de familie care lucrează în mediul rural. Știu foarte bine această chestiune, chiar dacă ruralul de lângă București nu e ca ruralul din Botoșani, dar am, am condus departamentul de rural pe care l-am înființat la Societatea Națională și știu bine toată situația. Sunt pacienți, inclusiv ai mei la 3 km de București, care n-au călcat în viața lor în București. Știți ce În viața lor, la 3 km. Singura lor, singurul lor contact cu, cu sistemul medical este medicul de familie. Acolo se rezolvă sau nu se rezolvă și renunță ei că nu vor mai mult toate lucrurile astea. Nu ai nevoie să trimiți acolo oameni care sunt prost pregătiți. Trebuie să trimiți pe cei mai buni. În, în mediul rural se coase, se naște, și trebuie oamenii aia să știe să facă asta. Nu poți ca tu, ca un sistem, ce fel de viziune ai când zivi și spui dacă au picat de la alte specialități, îi trimite, mi face medici de familie. Că au fost inițiative parlamentare. Cum te gândești la oamenii de la țară? Colegii mei care sunt în America, americanii, care lucrează în mediul rural, au obligatoriu în curiculumul de pregătire operația cezariană. Pentru că în munții stâncoși, dacă ești singur cu un sat de 50 Dică de de americani... trebuie să fii un pic mai pregătit, exact. mai nepregătit. Deci trebuie să faci și asta și să știi să faci asta. Nu e poveste. Este când ne știm de la conferințe din rețele internaționale. Cum poți să-ți permiți tu ca asta să zici îi trimitem pe cei mai slabi acolo? Când acolo trebuie să ajungă cei mai buni? Și să-i stimulezi să ducă acolo, nu doar să le dai un sport de rural care și a scăzut în ultima vreme. Trebuie să-l asiguri să stea acolo, -aibă, ai grijă de familia lui, că și copiii lui trebuie să facă o școală, trebuie să aibă colegi cu care să discute. Doctorul ăla trebuie să citească permanent, să fie instruit, are nevoie de internet, are nevoie să se ducă la conferințe, să-și cumpere cărți. Cum? Dacă toți colegii noștri care au plecat în țară până în alte țări s-au dus chemați de cine? De comunitățile locale. Primarul de acolo a zis la pacienții mei, la votanții mei. Da, 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 da. Trebuie să le asigur un doctor și caut un doctor și le au dat casă, mașină, plată la colegiu, la cursuri, la tot, toate facilitățile este asigurate de comunitatea locală care are această viziune. La noi nu există această viziune. De aia nu mai sunt medici și nici nu o să mai fie și lucrurile vor fi din Dar ce în ce mai grave. Sunt deci eu când mă duc, când mă mai duc pentru mai uite, mergi cu copilul sau da, mergi să iei domne mi-a zis că trebuie să uite fiul meu face sport și la, la accidentări și la tot felul de chestii, n-a fost la îți trebuie, du-te și ia trimitere du-te și ia nu știu ce Doamne Dumnezeule și când intri e, o, e un apartament ăsta la parterul unui bloc care arată dezastruos și e așa o chestie, zici că stai în, într-un beci, e, e ceva de, de, de neînchipuit. Măcar acolo unde au avut acces să și a sediile, medicii au investit. Dar sunt și medici care au investit în niște sedii care nici acum nu sunt ale lor și nu le-au fost date. Era așa de greu cum a fost privatizarea aia pe un leu, atâtea fabrici cândva date nu știu când, era așa de greu să ne dea cabinetele să ne ocupăm de ele. Nu, dar și asta, spațiul e impropriu, pentru că dacă ți intră o, o sufragerie de aia de parter, de bloc comunist, are uh, 20 de metri pătrați, n are, n -are mai mult. Da. 20 de metri pătrați, no, de provocare. multe ori, uh, pe băncuțe de astea de. de de școală, de da. sală, de sport, așa stă pe niște pâncuțe, sunt, sunt uh, 50 de oameni. Este, Vă dați seama ceva... că e, e o provocare pentru noi să lucrăm. Ar trebui un sistem de programări la sânge ca să poți să asiguri rulajul. Exact, exact, că okay, nu poți să-ți permiți să ai o sală de așteptare da, imensă da, da, și da, un da. cabinet mic. Să... Dar și pentru Dar oamenii nu... aia din bloc, că la un moment dat te duci și vezi că pe aleea aia unde e cabinetul, e plin de oameni. Bă, oamenii ăștia locuiesc aici, sunt unii în bloc. Sunt niște pacienți care vorbesc, dă ale lor, sub geamul da, locatarilor. Și este cu totul altă atmosferă decât la spitale. Adică, la noi, la cabinete, oamenii se întâlnesc, vorbesc, s-au mai vorb -au văzut de nu știu când. Nu e ca la exact. spital unde este liniște și. Da, este da, da. Nu, aici... aici e nebunie, discuție, da. nebunie. Ce... Am fix uh, sentimentul ăla pe care îl aveam copil fiind când mergeam la cabinetul, la dispensar, da, la la uh, doamna doctor și era fix la fel. era, deci, -am, da. uh, uh, Toată treaba asta a fost conservată așa în timp și e, e, e fix același lucru. Și copil fiind, ne jucam pe acolo, ne alergam, da. mai stai cu minte, mai nu știu ce. mai. Da, e... da, trebuie să privești și cu amuzament niște lucruri, pentru că pentru ei uneori, cel puțin în mediul rural, le face foarte bine că se întâlnesc periodic, să-și ia rețetele și să mai vorbesc între ei. Iar pentru mine, pe când ies pe sală și văd copiii ăștia care alergă și fug și îmi dau seama că nu sunt chiar atât de bolnavi pe că zic părinții. Un copil care e bolnav nu are niciun chef de joacă și de așa și... Dar, da, asta e, ne-am obișnuit. Trebuie să facem față și la asta, pentru că nu putem avea cu toții spațiile pe care ni le dorim și locația pe care ne-o dorim și mai ales că absolut nimeni nu ne ajută în sensul ăsta. Nu ne-au ajutat ei în pandemie, când am fost singurii medici care au rămas din afara spitalului la treabă și ne-am chinuit noi să ne facem rost pentru că n-am primit nicio mască de la statul român, nimic decât o recomandare să ni le luăm de la uniform cu niște prețuri de despre care nici nu puteam să ne uităm la E Și ceva. eu mă uit ca să închidem subiectul ăsta cu medicina de familie. Uh, totuși, Cred că ar trebui să fiți mult mai fermi în numele pacienților. Adică uh, iată din nou s-au făcut domne armistițiu, nu știu, nu și uite, la fel cum au cedat profesorii, au cedat după ce s-au dus, domne, vrem asta, asta, asta. Acea, las că vă dăm în ianuarie că facem nu știu cum, că adică cred că până nu se ajunge Uh, nu dau exemple de astea extreme, ce fac fermierii în Franța sau ce. Dar până nu se ajunge la acel scandal în care medicii de familie dau acest exemplu, vor spune, bă, de mâine noi nu mai facem. Nu o să vedeți așa ceva. Pur și simplu. Nu o să vedeți și o să vă explic de ce. De noi ce? suntem în războaie cu casa de asigurări de când există casa de asigurări. Doar știți, am trecut prin nenumărate situații de. n-am vrut să semnăm contractele, am făcut, suntem singura categorie profesională medicală care a făcut un miting în stradă la guvern. Știu. În noiembrie Tocmai 2017. Dar eu mă refer la următoarea chestie. Uite, aveți acum un armistițiu pe șase luni, da? Toată lumea, cu toți medicii, semnați o chestie, vorbiți cu pacienții în astea șase luni, în fiecare zi, cu toți pacienții. Bă, avem nevoie de susținerea voastră. Dacă în șase luni, în perioada asta de șase luni, nu se întâmplă asta, asta, am asta făcut și asta. asta Înainte de mitingul din 2017, noi am pregătit acel meeting câteva luni cu filme, cu campanii, cu asociații, cu uh, uh, astea proiecte făcute împreună cu asociații. Știu de ce pacienți. ați făcut în 2017, eram tot în presă, dar... Era o chestiune legată de legătura cu pacienții. Știu. Dar Toate solicitările noastre. Nu se simplu. poate. De ce? Pentru că avem o legătură specială cu pacienții. Nu pot să fac asta pacientului meu. Nu se păi poate. Păi nu, dar îi faceți mai mult rău lucrând în felul ăsta. Da, dar în momentul, să știți că pacienții nu sunt legați de noi pe vecie cu inele. În momentul în care ceva se întâmplă și nu-i dai ce are nevoie, imediat se întoarce împotriva ta. Sunt foarte puțini cei care au relații stabile și înțeleg. Singurele noastre soluții este să le dăm pe mai multe luni tratament, să aibă cât de cât să existe o pauză de două, trei săptămâni ca să forțăm sistemul, dar nu poți să faci asta pentru că ai și urgențe, ai copii mici. Colegii mei nu o okay, să facă niciodată lucrurile ăsta. Dar băi, nu, adică mai avem o problemă. Pentru că asta. guvernul uh, uh, profită de treaba asta. Da. Aici e ai problema. Da, ceea ce nu înțelege guvernul este că noi suntem niște foarte buni agenți electorali. Suntem, nu mai suntem 15.000 câți eram, suntem 9.500, 9.200, dar suntem peste tot. Avem pacienți pe lista noastră din toate categoriile. Și în momentul în care ceva nu funcționează, putem să spunem foarte clar fiecărui pacient care intră pe ușă de ce nu funcționează și cine-i de vină. Ceea ce și facem. Deci deja lucrurile au început să, să ducă în direcția asta pentru că nu se mai poate altfel. Poate nu e corect, dar nu mai există altă soluție. Nu facem asta pentru că noi avem o medie de vârstă la ora actuală în România de 54-55 de ani. Adică ce să La spun? medicii de familie da. da. Cam asta e situația Sunt județe unde sunt colegi care profesează Sunt trecuți de 70 Pentru că nu are cine să vină să locul lor și încă e nevoie Și nu Adică relațiile cu pacienții sunt atât de bine stabilite Și atât de profunde Că nu poți să închizi și să nu mai vii deloc S-a întâmplat asta La ultima noastră uh, Ieșire în stradă În satul mare În satul mare, da în județ, unde colegii noștri au închis, dar nici n-au stat la cabinete. Deci au, două săptămâni au închis. Vă dați seama ce, încercați să vă dați seama că două săptămâni nu s-a putut elibera niciun fel de bilet de trimitere, nicio rețetă compensată, un concediu medical. Da, e dezastru pentru. Și nici uh, trimiteri pentru ambulatoriu. Deci colegii din ambulatoriu nu au mai avut cum lucra pentru că nu aveau trimiteri de la colegii noștri de dincolo. Da. Și acel punct de presiune a dus după aceea la niște revărsări de niște controle și după ce s-a terminat nebunia asta. Deci s-au luat bani cu sacul înapoi de la medici, din niște controle care au fost absolut demolatoare pentru psihic. E ceva, nu vă puteți imagina să țin între casa de asigurări în cabinet dimineața la 9, inopinat, să trimis toți pacienții acasă că nu mai poți să te ocup de ei și să plece seara după un control de ani de, de, ani de zile de fișe din urmă și registre 12 ore. Deci este pur și simplu teroare. Da, mă rog, asta e o mizerie incredibilă și... Da, dar asta vine la pachet. Da. Vă, vă spun toate argumentele pentru care colegii mei medici nu o să iasă în stradă să blocheze cabinetele. Pentru că nu se poate. Deci nu se poate să nu mai fi doctor. Cum să vă zic? Nu poți să faci asta unui punor pacienții. Da, pe de altă parte, poți lucra, să zic așa, fără să vrei încercând să ajuți împotriva lor da, pentru că n-ai condiții, pentru că... Pro bono, vrei. asta e și soluția să nu poți să dai, doar că activitatea noastră la ora actuală este extrem de dependentă de casa de asigurări. Majoritatea colegilor mei, 99% din veniturile lor, sunt din contractul cu casa. Nu, uh, suntem Jumătate din țara asta e rurală, nu poți să tai nicio adeverință taxă pe adeverință, că oamenii nu au cu ce să dea banii. Clar. Deci nu există. Sunt oameni care au pensii, de, știți cum sunt pensiile la, la agricultură, da? Do. De unde să dea 15 lei, 20 de lei pe adeverință? De unde să faci venituri suplimentare? Nu-mi contează casa decât 20 de lei pe ecografie. Cum să iau eu? că e 200, cam 200 de lei. O ecografie cea mai ieftină, dacă nu mai mult. Cui să iau? Că oamenii nici nu știu cum arată atâția bani adunați. Domnul și rămâne în amenințarea asta că dacă nu se întâmplă lucruri ok, veți, am văzut tot felul de declarații că veți taxa servicii. Vom taxa din măsura în care se poate. Nu pot să cer asta tuturor colegilor pentru că nu, unii nu au cui să taxeze. Nu, are, nu sunt oameni care nu au dus de unde să dea atâția bani. Echivalent, echivalentul unei consultații pe care nouă ne-o plătește casa cu 30 de lei, pa 35 de lei, că atâta e. Știți că lumea vorbește despre consultație, compară cu un tuns. Mm -hmm. de, nu mai e chiar cât un tuns, e mult mai puțin decât un tuns, dar asta e altă distracție. Dacă ai taxat și chiar atât, tot ai putea să te întreții la limită. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Ei vor trebui să înțeleagă că nu trebuie să facă o reformă o reformă susținută și serioasă nu să spun în față, deci mergem la casa de asigurări și ni se spune de unde să vă tai ca să vă dau vouă. Asta este ceea ce auzim. Exact. Mentalitatea asta de contabil tâmpiți. Nu e vorba de asta, dar uh, ne pune da, în cap da, tot da. Exact. Ne... Ei au un Excel acolo ne pune și în cap uită... tot restul sistemului. Să vină spitale să zică cum adică să ne taie nouă, să dea la medici de familie, nu se poate arăta ceva. Nu, dar așa se întâmplă peste tot. Adică boloși... Și ne discută domnul... de management, de corectitudine, de să tai unde să folosesc banii prost, să, să dai niște manageri la o parte ca să pui unii care știu să facă programări și să calculeze, cum se poate ca unele spitale să se întrețină foarte bine și să facă foarte multe lucruri în plus și să aibă o explozie de cazuri și de, de, de îngrijire și toți pacienții să fie mulțumiți și altele nu care sunt un poate. dezastru. Da. Exact. Bun. Uh, sigur, uh, subiectul ăsta ar putea e să... E inepuizabil Da, da, e inepuizabil și am putea să discutăm foarte mult Există această mentalitate de uh, contabil uh, la Ministerul de Finanțe Unde totul este un Excel și mecheria e să-ți dea cât mai aproape de zero Ca să-ți iasă e, cifrele Nu e neapărat e un Excel tot. Noi am fost în delegație și am văzut cu oamenii cum se discută de la Casa de Asigurări mi s-a spus că Ministerul de Finanțe taie. Ne-am dus la Ministerul de Finanțe, era secretar de stat, doamna Prisăcaru, și atunci și ne-a spus, noi nu avem nicio vină, atâta ne-a casa. Deci știți, când dau, uite așa, da, da, unul de la pe altul, nu știu și... unde e cauza. Exact, exact. Nimeni nu poartă responsabilitatea, nu știu pe cine să întrebi. Nici nu știu unde să te mai duci cu jalba în țara asta. Exact. Nu, dar așa e peste tot. Adică așa se fac bugetele și în administrație, așa se fac peste tot. Bă, scrieți bugetele, eu am niște experiențe, de, de pildă, la, la cu un club sportiv municipal, se sună la șefii de secții, scrieți bugetele. Ăia scriu exact bugetele, cum să... Și după aia sună directorul și ce? bă, ce buget e ăla? Păi e bugetul pus... Zic, asta ziceam, că asta se întâmplă peste tot am și am zic, nu, 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 -l -l -l. tu trebuie să ai 3 lei, tu 5 lei, tu 7 lei Ultima experiență pe care am avut-o și de la care am jurat că nu mă mai duc niciodată la negocieri la Casa de Asigurări și m-am ținut de cuvânt, a fost în fața unuia care era director interimar atunci, a președinte interimar, acum e în comisia care negociază cu Casa la Comic Colegiul Medicilor de România, care mi-a spus în față că dacă vreți bani mai mult, trebuie să demonstrați că puteți munci mai mult. Iată, altă concepție senzațională da. da, da, da. Atunci... Extraordinar. Pentru că am Cine vrea bani mai, în mulți, să mai am mult în acel moment am considerat că e mai important să am grijă de coronarele mele decât de banii tuturor și am zis gata. Exact. Da. A, a, asta e prostia oamenilor care. Că, ă, asta e altă problemă, că au ajuns tot felul de tâmpiți ă, acolo, așa cum ajung în toate meseriile acum să conducă tot felul de nu idioti, pentru că nu mai sunt tâmpiți, oameni. Da, sunt okay. numiți politic de păi, la care ultima... Păi, asta zic. Un om care spune asta e efectiv tâmpit. Sunt numiți Când, politic și nu au susținere și nu pot face reforme că le zboară la prima încercare. Când legi bani într-un asemenea domeniu de orele de muncă, da, și asta nu mai, Nici nu mai trebuie să povestim în ce fel e asta o tâmpenie. Peste tot, Că ajungem acum uh, la, la alte discuții. Bun. Vreau să atingem un subiect foarte. Uh, Delicat, să zic așa, și foarte ocolit, și foarte. e vorba de uh, cancer. Și uh, de aici, de cancerul de coluterin, de toată povestea asta cu uh, HPV-ul și cu educația care lipsește cu desăvârșire, Am văzut că, în sfârșit, în sfârșit, am mai avut o, o, o discuție pe subiectul ăsta cu. Cred că 2-3 ani, și atunci se discuta despre posibilitatea de a extinde un pic Program. programul, gratuitatea și la băieți și la bărbați. Și uh, înțeleg că deja din uh, decembrie 2022, nu? S-au luat. 2023. 2023, da. pardon, anul trecut, da, deja suntem în 2024. Uh, S-au luat aceste măsuri și la noi, după ce uh, vaccinarea asta a, a produs efecte extraordinare în țări precum Australia, unde oia, gata, scapă. Noua Zeelandă, Canada. Da, adică iată ce înseamnă. La noi. Bineînțeles că lucrurile nu se întâmplă. Ce înțeleg că s-au făcut niște schimbări, dacă până acum fetele între 11 și 18 ani nu da. puteau să meargă la medicul de familie să facă acolo, acum trebuie să meargă la farmacie. Da, trebuie să vă, să vă explic un pic. Așa. În primul rând, că de la, din decembrie 2023. Am trecut la o revoluție în ceea ce înseamnă vaccinarea adultului. Okay. Pentru că în România noi n-am un program de vaccinare, de aia când întreb trebuie un adult de vaccinare, se mire foarte tare că asta e o treabă de copii. Ceea ce nu e adevărat este greșit. Toate țările civilizate și aproape toate țările din Europa au un program de vaccinare a adultului. La anumite vârste, la anumite boli, exact cum facem cu copiii, chemăm și adulții la vaccinare. Deci să zicem că am făcut un lucru bun. Am făcut un lucru excepțional de bun, de-aia spun că e revoluționar, pentru că nu este ca la programul de la copii în care să am eu vaccinurile în cabine și să le dau, ci trebuie să le prescriu pe rețetă, ca pe orice medicament obișnuit, ca în Franța, ca să zic așa. Că sunt mulți care vor să facă medicină ca în Franța. Asta este un lucru revoluționar, pentru că este mult mai ușor decât să mă apuc să car vaccinuri de la direcția sanitară sau să aștept să mi le aducă cineva, ceea ce nu se întâmplă nici acum. Mai ușor să fie luat de la farmacia din colț, în condițiile în care pacientul află cum trebuie transportat. Că și asta e, o, e un, un cârlic care trebuie explicat. Ține tot de conciliere. Dar faptul că dintr-o dată există acces la toate aceste vaccinuri, doar pentru o rețetă, este un mare pas înainte pentru noi care n-am avut deloc vaccinare la adult. Bref, până acum lumea se vaccina adult fiind când se tăia și fugea la camera de gardă să facă un antitetanos, când cineva din familie mai în vârstă trebuie să facă vaccinul de gripă și cam atât. Uh -huh. În rest, a, și când ai un transplant sau uh, la scoasă, că îți primești o rețetă de la medicul care te opera, că trebuie să faci niște vaccinuri ca să pui la loc niște anticorpi pe care ai pierdut. Cam asta era. E. Totuși, există și alte lucruri importante pe care trebuie să le protejăm și să le facem în perioada de adult, pentru că în perioada de vârstnic, când ajungem acolo, sistemul nostru imunitar e dat la mic. Nu mai reacționezi, nu mai faci anticorp când te întâlnești cu o boală și trebuie să-ți asiguri din perioada de adult. De aia se recomandă să faci vaccinarea la adult. În ceea ce privește HPV, am trecut printr-o încercare de a face în programul național. Această vaccinare, o încercare care a fost un eșec total, pentru că a fost foarte prost comunicată, ca um, o campanie care a fost ratată din Doamne, foarte ce multe mai motive. Vorbea, Rafila, mi -aduc aminte, nu era ministru. Mi-aduc aminte ce mai vorbea cu da. chestia asta, cum ar trebui făcut când era el la. Profesorul Afilas conduce, conduce, este profesor de microbiologie da. și conduce catedra și laboratorul de la Institutul Matei Balș, că nu e ministru, că acum e ministru, nu mai poate conduce, și era reprezentantul nostru OMS și noi ne-am chinuit ani de zile în comitetul de... În contextul unul senzațional, acum e ministru, nu mai poate conduce. Nu mai poate conduce laboratorul. Nu știu, da. da? Sună frumos, se Înțelege sună foarte frumos. Clar. Conduce, da, ar fi în incompatibilitate. Am înțeles. Să fii mai atentă când spun. Uh, în momentul. Uh, ideea este așa că vorbește ca profesionist. Și faptul că lucrurile astea se întâmplă acum sunt pentru că și el și secretarul de stat, Adriana Pistol, sunt oameni care au lucrat și știu ce înseamnă vaccinurile. Uh -huh. Și dacă am trecut la această uh, revoluție, este pentru că oamenii ăștia știu care e situația reală. Uh, ceea ce s-a întâmplat în 2005, când a fost prima campanie, a fost o, o problemă de comunicare cu toate că atunci am avut acces, odată cu toate aceste țări despre care ziceți acum, am avut acces la aceeași Trufanda, acest vaccin care a apăruse, pentru că un profesor a descoperit că există o legătură între acest virus și cancerul de coluterin. Că virusul, odată ce l-ai luat, rămâne în organism și face niște modificări, nu numai la coluterin, dar și în alte părți, care după 15-20 de ani poate să se transforme în cancer. Pentru lucrurile deci astea există, ca înțelegă... asta, da, există da. această legătură. Uh -huh. Așa cum virusul hepatitic B intră în organism și la nu știu câți ani distanță poți să faci cancer hepatic de la el și pentru ăla avem vaccin, așa și virusul HPV intră în organism și la 15-20 de ani distanță poți să faci diverse tipuri de cancer. De coluterin... Orofaringiene, așa cum sunt, sunt arătate în, în prospectul de la americani, de anus, de penis, de, sunt o grămadă de alte organe afectate în tot organismul, dar astea sunt cele mai frecvente. Tot așa și ăsta poate fi prevenit dintr-un vaccin. Această trufanda, care a apărut atunci pentru care profesorul Turhauser a luat Premiul Nobel pentru, pentru, săn pentru Sănătate, a dus la crearea acestui vaccin, pe care toate țările de care am vorbit adineauri l-au luat de atunci. Ceea ce înseamnă că există o probă a timpului de 14-15 ani. Și de asta ei vorbesc acum de eradicare, că dacă îl faci la 11-12 până în 14 ani și cu 15, ajungi la o vârstă când ești activ sexual și nu mai ai acest virus pentru că ești vaccinat. Deci nu mai faci cancerul respectiv. Ceea ce este o mare revoluție. De asta oamenii discută despre eradicare în acele țări uh -huh. unde au făcut vaccinarea de atunci. Da, citeam că în Australia de pildă în 11 ani va fi complet uh, uh, eradicat, Da, pentru să că zice. Australia are o politică foarte interesantă de uh, pedepse și de reguli în care copiii nu sunt primiți la școală dacă nu au schema de vaccinare, în care nu primesc alocațiile dacă nu au schema de vaccinare. Mai ales în locuri adică... în care nu poți să faci educație, iar oamenii sunt dau dovadă de o rezistență fantastică la educație, că aici e problema. Problema da, e la acești mai părinți. Mai multe lucruri aranjate în timp. Da, da, da. An. Astea sunt și nu mai pot să-i schimb. Ne putem da. să-i schimbi. Tăticul ori face așa, ori... Și îți vezi de treabă, uh, discută de eradicare ta. în clipa asta și bineînțeles că nouă ne e foarte poftă când vedem așa ceva, pentru că noi suntem foarte sus cu incidența cancerului de coluterin. În România... La vârsta de activitate a unei femei, în care femeia este la maximul pe care poate să-l atingă, cum arată și cum este de sănătoasă, și ca activitate, inclusiv profesională, o mare parte din, de, pentru o mare parte din aceste femei e principala cauză de deces. Cancerul de coluterit. Înțeleg că e a doua cauză. La cauza ora de asta, deces, a doua. La, la cancer. Da. Deci, dintre. În general. Toate... Deci. Dacă vorbim Bun. de incidențe, știți că discutam despre cifre, cifrele nu poate nu sunt așa de greitoare pentru populația generală. Dacă le spunem că dintr-o clasă în care ești tu acum la liceu, doi o să fie moarte în 30 de ani din cauza asta, s-ar putea ca impactul să fie mai mare. Pentru că asta e realitatea. Una din 14 fete mor. Da? Și atunci, sigur că dacă te gândești la asta... Înțeleg așa, că, mai ales în lipsa vaccinării, Cam șapte din zece oameni, și vă includ aici și pe bărbați, fac infecția asta da. o dată de-a lungul vieții, nu? Uh, Fără ca ea să fie virusul, legată neapărat de... Virusul poți să-l de la primul contact sexual. Asta zic, se da. ia mai ales prin contact sexual, dar nu neapărat. Adică să înțelegem că prezervativul nu ne ferește de asta pentru că se ia și la contactul între zonele perineale. Da, Deci doar dacă te atingi de piele, uh -huh. se poate lua... Uh, acest virus. Încă de la primul contact Te sexual. Tot într-un Da. N-ai cum eventual. să așa. faci asta. Da? Okay. Și pentru că îl poți să-l iei, se recomandă să fii deja protejat la vârsta când îți începi viața sexuală de, de acest virus. Așa cum, la fel, e bine să fii protejat de altele și se face vaccinarea în momentul respectiv. Da. Uh, Mie spuneți-mi. așa. și vârsta uh. foarte bună la tineri, reacția sistemului imun e mult mai intensă. De-aia se face la copii și la tineri un vaccin în general, că atunci ai producție mare, fabricile duduie. Uh -huh. Și faci mulți anticorpi și sunt util tot restul vieții. Cu cât te înaintezi în vârstă, cu atât fabricile astea se cam închid. Și nu mai are cine să reacționeze dacă nu ai anticorpii gata formați sau celulele dresate. Uh, noi aici nu avem aproape deloc uh, educație. Avem uh, uh, asociații de părinți care în în ciuda sondajelor făcute, domne, patru din cinci români sunt de acord cu educația asta pentru sănătate, cum au numit-o, ca să nu zic da. zică toți proștii că ne învață să ne-o la educație sexuală, asta se învață. Am văzut pe materiale informative și chestia asta, care mi se pare, e cum e la americani pe prospectele alea, a nu se înghiți, dar ei discută despre ceva ce n-ai luat să mănânci, da? zice, domne, nu vei avea un apetit sexual mai mare dacă faci vaccinul. Adică inclusiv niște precizări pentru acești părinți. Dar noi da. avem cele mai multe mame adolescente din, din Europa. Asta e altă, altă tară pe care o purtăm. E adevărat că și din cauza că pentru anumite etnii căsătorile sau, mă rog, acuplajele au loc mult mai devreme, dar și pentru că nu există ideea de contracepție Ideea de contracepție uneori este împotriva conceptelor religioase Neexistând ideea de contracepție Cum, puteți, cum putem ajunge noi toți Că de și facem aceste discuții La aceste fete Câte vreme sunt minore Discuția se poartă cu părinții Uh, și și, la, și la copii, la școală, uneori fetele sau chiar băieții, în ultima vreme, pentru că putem să vaccinăm și băieții, reușesc să vină cu aceste informații și să solicite din partea părinților. În ultima vreme, e adevărat, pentru că a crescut vaccinarea și o resimt în cabinetul meu, uneori presiunea vine și de la copii. da Deci vin acasă și spun, uite, colega cu tare și cu tare s au vaccinat, vreau și eu, că am auzit, că am citit, că am învățat, TikTok-ul acum e în nebunie cu filmulețele. Uh, au început să apară și informațiile astea uh, mai mult în bula în care se discută împotriva vaccinării sunt mai mult părinții tineri, în bula în care începe să se discute despre cancer și despre vaccinare sunt mai mult copilașii tinerii care stau toată ziua cu telefoanele în mână și există și această presiune, am observat-o, că din partea unui, la unii părinți care sunt mai reticenți vine copilul și spune da, eu vreau că s-a vaccinat și colega de bancă uh -huh. Uh -huh. Ceea ce este o, o chestiune interesantă care a trebui urmărită și studiată. Aici tot ce înseamnă campanii de comunicare trebuie făcute cu profesioniști care studiază fenomenele astea sociale ca să știe unde și trebuie să, să ducă și cum să, să aranjeze mesajele. Noi am avut, fac parte dintr-un grup de, de oameni care sunt așa un pic pasionați de partea de vaccin și în bucățica asta am avut și câteva chestiuni legate de comunicare și am studiat cum același mesaj trebuie scris în feluri diferite când te adresezi unui vârstnic, unui tânăr, unui politician, unui medic, cuiva din presă, cu toate că spui același lucru, ceea ce nu este rocket science, este ceea ce oamenii care sunt specialiști în comunicare știu să facă. Dar acum trebuie să învățăm și noi, pentru că noi facem consilierea cu pacienții. Este o barieră care încet, încet se va trece, dar foarte greu la noi. Spuneam să ne întoarcem la țările alea de care discutam. Prevenția, ca și capitol extrem de important, trebuie să rămână soluția de a scăpa de un cancer, ca să fie cât mai puține de tratat. În momentul în care îți pui, primești acest diagnostic, în primul rând, că într-o țară în care accesul la medicamente și la medicină este destul de slab și la lucruri inovatoare este aproape de negândit pentru unii în care trebuie să stai luni de zile să aștepți să prinzi o un remene sau ceva, o programare, și în care la această boală timpul, fiecare secundă contează, oamenii primesc vestea asta, indiferent de tipul de cancer, ca pe o lovitură în plex. Sunt oameni care se sinucid din cauza faptului că n-au suportat această veste. Cu toate că unele cancere sunt perfect ținute în frâu, toată viața, mor de altceva, nu de cancerul respectiv. Dar vestea este atât de greu de înghițit încât unii chiar nu rezistă la asta. Și atunci urmează după aceea tratamente, chinuitoare, suport, probleme. Merge una, nu merge cealaltă. Și uite așa. Familia, toată familia este afectată. Sunt cancere care se transmit. Deci face unul dintr-o familie riscul la toți. Începe panica să ne căutăm, să vedem, eu am gena, n-am gena. Știți lucrurile astea, că le-ați văzut. Noi trebuie să gestionăm foarte atent această problemă pentru că frica de cancer este, ne face să nu vedem altele din cauza asta. Cu toate că unele cancere pot fi prevenite sau există boli care sunt mai grave decât cancerul. La ora actuală, insuficiența cardiacă, gradul 4, o altă foarte mare problemă în România, e mult mai gravă decât un cancer, te omoară mult mai repede. Dar noi nu prea discutăm despre asta și discuțiile făcute într-un mediu în care nu e propice nu, nu prind. Nu prind, nu ajută, nu merg unde trebuie. Prevenția unui cancer se poate face. Hai să zicem despre cancerul de col, că tot vorbim mai mult despre el. Prin vaccinare, ok, dacă faci vaccinarea la timp, n-ai apucat să iei virusul, ești protejat tot restul vieții, cel puțin așa se vede acum din proba timpului. La un vaccin e foarte importantă proba timpului. Nu este vorba doar de încrederea pe care o au oamenii. E vorba și tu ca profesionist ce vezi în timp. Dacă la un moment dat e nevoie să mai faci un rapel ca să mai readuci sistemul imunitar la nivelul de unde a plecat, înseamnă că trebuie să mai adaugi o doză în schemă. Astea sunt chestiuni care țin de apropo de ce facem prea multe vaccinuri dintr-un singur fel toată viața. Dar urmărim și ce se întâmplă în timp, apropo de ce vorbeam la începutul discuției. Dacă mai e nevoie de o doză, dacă e tot în ordine, dacă sunt lucrurile la punct cu cele care au fost deja studiate, studiile astea, să înțelegem, nu studiem un vaccin până când apare în piață. El se studiază. Tot timpul. După aceea se vede dacă apar reacții adverse. Ele se raportează pe baza celor lucruri pe care le raportăm. Pentru că lumea se teme foarte tare de reacții adverse. Zic, nu mă vaccinez că fac febră. Frate, fac febră o zi și tot restul vieții sunt protejat. Toate lucrurile Acum, astea... Acum, după nebunia cu pandemia... Da, da, deja... vedeți, toate aceste reacții adverse pe care oamenii le spun și le așa, ele se raportează. Și în funcție de ele se ajustează prospectele pe care tot ei le citesc. Dar citesc numai ceea ce li se pare că e mai panicos. Dar să ne uităm la reacția adversă. Dacă reacția aia spune că apare una la 4 milioane, trebuie să ne gândim un pic, stai puțin. Da, dacă sunt eu ghinionistul ăla, asta este. Este o chestiune transparentă, nu e inventată de cineva ca să nu facem vaccinurile respective. Da? Pe lângă vaccinare în HPV, că vorbeam de prevenție, mai există și alte căi. Există frotiu cu Papa Nicolau. Babeș, Papa Nicolau, ca să fie mai corect, uh -huh. să punem și unde este locul, rolul profesorului în toată discuția asta, pe care împreună puse putem să scăpăm de acest cancer. De asta țările alea se laudă că ar putea să facă eradicare, pentru că prevenție prin HPV, prin vaccinare și cu făcutul controlelor la timp la femei te duc a nu mai avea acest cancer. Spuneți-mi în legătură cu asta, e adevărat că în ultimii ani, apropo de urmărit în timp, fetele au probleme din ce în ce mai mari de ordin ginecologic, să zic așa. Constat că sunt din ce în ce mai multe astfel de probleme la vârste mici. Am observat că menarha apare mai devreme, adică primul ciclu, da. apare mult mai devreme prima menstruație, în jur de 10-11 ani față de în urmă cu 30-40 când apărea cam la 14 ani. Iar dacă sunt probleme, sunt și pentru că menarha apare mai devreme și pentru că se instalează caracterele sexuale, viața sexuală începe mai devreme bolile care se pot transmite sexual și pentru că unele consultații se fac mai des. Să nu uităm că dacă te duci mai des și, -și faci controlele, sigur că găsești mai multe probleme și ele toate se raportează, de asta apar frecvențe mai crescute. S-au mai schimbat și nomenclatoarele. Se, se discută la un moment dat, se spunea că avem foarte multe cazuri de autism în ultima vreme. Nu. Erau și înainte, doar că atunci când raportezi pe coduri de boală, erau toate într-un singur sac. Bolile psihice la copil, să zicem. Acum se raportează distinct și vedem mai bine definite niște boli. Astea sunt atribute ale progresului. Deci noi am Doar mers înainte. Sau și stilul de viață. Probabil că și joacă stilul de viață. important, adică face curățenie pe o parte și face rău pe partea cealaltă. Asta astea Fac astea parte din evoluția umană, da. Și mâncarea procesată este probabil unul dintre motivele pentru care copiii, fetele au ciclu puțin mai devreme, menstruația. Sunt și alte cauze, la fel poate că deplasarea vârstei de începerea vieții sexuale e un pic mai, mai devreme. Concepte religioase care au căpătat mai multă libertate și care blochează, de exemplu, blochează ideea de contracepție. Sunt anumite religii în care nu, nu se pune problema de contracepție, nu se pune problema de avort și așa mai departe. Bun, și uh, vom, vom încerca să dăm și niște mesaje așa țintite pe, pe zone de vârstă. Dar, uh, uite, există gratuitate până la uh, 18 ani, da? Inclusiv. Inclusiv. 19 fără o zi. 19, da? Să zicem 19. Apoi costă ceva bani, da. jumătate. Uh, uh, vaccinul, jumătate. După care, la 35 de ani, 45. Patru, pa, pardon, 45 de ani, te costă 1000 de lei. Nu. Uh, nu. Se face până la 45 de ani. Okay. De asta ziceam. Uh, pentru că se face până la 45 de ani, în urmă cu câțiva ani se discuta de vârstă mult mai mică, dar de asta spunea că medicina studiază vaccinurile mult timp. S-a constatat că oricât de târziu îl faci, oricum e bine. Ca și la gripă. Nu ne-am făcut numai pe 8 ani, facem tot timpul. Pentru că după aceea nu mai are, nu mai are relevanță. Deocamdată Aha. grupurile studiate sunt până aici pentru că dacă îl iei suficient de vreme, de devreme virusul, în 20 de ani cel târziu încep să apară leziuni, probleme și le vezi. Ideea e să facem cât mai devreme. Okay. Dacă s-a întâmplat să ai virusul, să nu uităm că vaccinul are în el 9 tulpini de virus. E foarte puțin probabil să le ai pe toate 9. Dacă ai depistat una, te pus și faci vaccinul ca să nu le iei și pe celelalte opt care au mai rămas neluate și care au potențial de a face diverse tipuri de cancer sau de altfel de leziuni de coluterin sau de alte tipuri de cancer de care vorbeam. Da, uite, cineva care vrea să facă la 36 de ani da. vaccinul. Vine la medicul de familie sau da. la medicul ginecolog sau la orice, orice medic care poate prescrie. Deci, atenție, orice medic poate prescrie un vaccin, nu oricine îl poate administra. Da? Sunt două lucruri diferite. Uh, și aici n-aș să intrăm, intrăm într-o altă discuție cu cei că nu e decât o injecție. Nu e chiar așa. Vaccinul nu e decât o injecție și trebuie să fii pregătit pentru orice uh, situație care apare, inclusiv dacă apare reacții alergice. Uh, poate să prescrie, se prescrie pe rețetă, gratuită dacă vorbim de copii până la 19 ani o zi, și compensare 50% dacă vorbim de femei până la 45 de ani. Da. Bun. Și uh, Cu ce înseamnă respectivă se duce la că înțeleg că de lei. Cât e prețul? Nu. Prețul este vreo 600 și ceva, 650 de lei, să zicem, în rotunjit, o doză. O doză. Da? Și pacientul are de făcut 3 doze în schemă. Da? Asta zic. Deci cineva da. care vrea... Dar nu le iei toate pe rețetă tot, totodată. Se iau pe măsură ce se vaccinează. Dar te duce treaba asta la da. 1.000 de lei, să zicem. Corect? Da. Da. 900 aproape da. 1.000 de lei. Corect? Bun. Da. Eu despre asta zic, dacă tot vrem să facem asta și e un program național, de ce efortul într-o țară atât de săracă trebuie să fie atât de mare? Pentru că o mie de lei pentru o femeie care are o familie în întreținere, are doi copii, trei copii și ar vrea să facă treaba asta, zicem, uite, a aflat, a fost educată la medicul de familie și vrea să facă treaba asta. 1000 de lei e de neconceput să dea chiar și în trei tranșe? Pentru că trebuie să ne fixăm mai ales pe partea de, de vreme. Deci trebuie făcut de vreme, până să înceapă viața sexuală, dacă se poate, până în 18 ani să zicem, și atunci, prin gratuitate. Pentru că sunt oameni care își permit din punct de vedere financiar și atunci fac și zic, băi, am aflat că e, e ok, nu contează pentru mine 1000 de lei, 900 de lei în astea trei tranșe și eu, eu un efort financiar pe care mi-l permit, dar există ceilalți care poate ar vrea să facă și nu-și permit. Eu sunt foarte mulțumită că suntem aici și ăsta e primul pas abia. E foarte posibil ca dacă trendul de vaccinare este important și lumea înțelege, lucrul ăsta să se schimbe. Și poate că ar fi bine să discutăm asta în țara în care are cea mai mare incidență de cancer de coluteric din Europa. Dar dacă Ăsta, prim, primul pas, duce la, după un an, dacă tragem o linie și vedem că s-au vaccinat niște sute de femei, dând totuși banii ăștia și sute? La, sute, mii, nu știu, să vedem. Ar trebui și, mii și copii, de mii, nu? Da, depinde de efortul financiar. Și niște copii care au prins această vaccinare și, în sfârșit, ne putem duce și noi cu gândul că vom scăpa de această boală care ne chinuie. Poate că se discută altfel. Deocamdată suntem într-un moment în care avem voie să dăm aceste rețete, există vaccinul în farmacii, că și asta e un lucru foarte important. Să mai întâmplă și cu altele pe care avem voie să le scriem și nu se găsesc în farmacii, da? Uh -huh. Deci suntem aici și însă tot nu avem o campanie vizibilă peste tot, apropo de ce spuneam de televizor, despre lucrul ăsta. Pentru adică că niciun, mă gândesc, niciun vaccin gândesc, uite, la noi nu a să... început cu o campanie făcută pe înțelesul tuturor. În a... metrou, în autobuze, în televizor, în radio, să se discute numai exact. despre asta. Nu credeți că mesajul ăla de 30 de secunde de la televizor cu violul, ca să ai. știți că e mesajul ăla da, știu. care îi ajută pe violatori. Adică bă, prostule, uită-te întâi în buletină înainte să o violezi, că dacă ai mai mult de 5 ani diferență față de ea. Te duci la pușcărie, dar e super ok dacă ai 4 ani. Deci asigură-te că dacă vrei să o violezi. Ai patru ani. E, în loc de, de ce... mesajul ăla, da. n-ar merge unul pe zona asta? Este ceva adică legat de... R... Uite, o să-l pe Toma după aia să propunem... <laughs> este uh, ceva legat de... de... Da, de ce nu ar fi propus până acum? Da, că eu și violul ăla tot de HPV. Cei din CNA are n-au voie să facă ajustări ale acestor mesaje? Adică presupun că acolo sunt niște oameni care sunt specialiști în comunicare. nu presupuneți greșit în multe dintre cazurile de acolo. Adică <laughs> foarte greșit. Adică da. fiecare mesaj care ajunge pe TV... TV, în mintea mea, trebuie să fie, să fie fructul unui grup de oameni care sunt specialiști în crearea acestor nu, mesaje. Nu, nu sunt, domnule. Uh, cum, cum ajungeți și cum se poate ajunge direct la acești copii? Pentru că nu cred că se poate ajunge cu televizorul, nu mai există așa ceva pentru ei. Da. Și aș vrea să vă propun ceva. Să puteți să concentrați într-un minut. Și noi să răspândim pe toate rețelele, și peste pictom. tot, da, să răspândim <laughs> noi treaba asta, da. un mesaj adresat uh, copiilor, uh, fete în special, dar și băieți, iată am explicat de ce uh, e important și, și pentru băieți, să, să facă presiuni asupra părinților pentru, pentru acest vaccin sau să vină să-l ia și să -l... Poate nu, nu, nu pot singuri. Da, dar... poate nu. Presiuni, Neapărat sunt familii Sau... în care nu se poate pune problema. Adică sunt familii Correct. tradiționale o o în care de nu te vezi, da. nici nu poți deschizi gura. Sau nu poți să faci pur și simplu, este sunt niște bariere culturale pe care nu le poți trece. Dar da, accesul la informație trebuie să fie făcut pe limba tuturor. Ceea ce noi nu prea facem, nu prea învățăm să facem asta. În facultatea de, de medicină nu se învață comunicare cum a trebui să se învețe. La... Total de acord. Nici nutriție, noi nu învățăm, nici comunicare. Sunt multe lipsuri în de medicină. Da. Noi nu învățăm cum să vorbim. Învățăm foarte uh, greu și pentru totdeauna limbajul medical, dar nu mai învățăm să ne întoarcem înapoi la traducerea în pacienteză. Cum, cum ați face treaba asta pentru copii între 11 și 19 ani? Trebuie să mă gândesc, că nu e, nu e o chestie care iese așa spontan. E o lucru pe care... Uh, Vedeți la astfel de lucruri, de asta spun că trebuie să fie oameni care să fie profesioniști. Deci trebuie să fie un grup de oameni care să ajusteze un mesaj și să, îl, să scoată din el lucrurile care atârnă greu, să rămână cuvintele clare și în limbajul pe care îl înțeleg copiii ăștia. Că nu toți pot să facă lucrul ăsta și nu Vedeți, imediat. Da, ajungem fix într-un punct care mie îmi place foarte mult. E nevoie de specialiști în comunicare, adică ceea ce facem și noi, pentru a traduce pe înțelesul tuturor acești traducători ai limbajului științific, da? da? pentru publicul larg. Din păcate, de multe ori te lovești de situația: "Bă, ce te-a apucat mă tu să explici acolo, ce ești medic?" Păi nu, da, că dar mă pricep foarte bine după ce vorbesc cu un medic, da. să spun pe înțelesul tuturor ce e de spus. Da. Chestiunea la care medicul nu e bun, iar oamenii când se uită zic: a, păi nu, lascul pe Xulescu că e medic, deși în, în Spune multe cazuri, lucru. fie spune, spune același lucru, fie spune prostii. Da. Că mai e și chestia asta cu da. medicul care spune prostii, pentru că ia pe altă parte niște bani și e plătit să spună niște prostii. Da, nu neapărat. Sunt medici care iau niște bani fără să spună prostii. Da? Adică sunt, se întâmplă și lucrul ăsta destul de des. Da, e foarte greu să traduci din. Eu am inventat cuvântul ăsta pacienteză și sunt foarte mulți colegi de ei mei care l-au preluat și îl tot dau mai departe și profesorul Craiu chiar zice lucrul ăsta. Pentru că trebuie să traduci pe înțelesul omului și cred în medicina de familie, noi avem această, acest privilegiu de a vorbi foarte des cu pacienții. Și vorbirea noastră, în general, este mai apropiată de pacienți, chiar și când ajungem între colegi, spunem lucrurile mai pe șleau. Folosim comparații Palpabile, vizibile, adică trebuie să spui omului concret să înțeleagă, la nivelul lui, care e situația. Uh, mai greu e când te, te ajutesc cu vârsta. Uh, când uh, vorbești cu un tânăr de 14-15 ani, în primul rând, trebuie să faci să fii atent la tine că la vârsta asta e greu să captezi e, e. atenția, dar aici trebuie să venim cu comparații, cu lucruri palpabile. El nu prea știe la 14 ani ce ia cancer, decât dacă a murit mai sa Ceea ce o dramă în care impactul este foarte mare, dar trebuie să treci dincolo de coaja aia pe care și-a creat-o în urma acestei drame. Eu am avut, m-am străduit foarte tare să fac rost de acest vaccin pe când nu era gratuit și nu era disponibil pentru o pacientă de-a mea care avea o fetiță, acum mai mare, pentru că maica s-a murit în brațe de cancer de col. Și toată dorința ei cea mai mare a fost nu să se vaccineze ea, pe vremea ei nu se putea face la vârsta de 30 de ani, ci să și să-și vaccineze fata, ca să nu pățească cea pățit mai care a murit în brațe. Ăsta este un, 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 trigger care le bate pe toate celelalte. La fel, fata asta degeaba îi spunei de, să vină nu știu care antivaccin și să-i spună că o să facă nu știu ce sau de infertilitate. Nu, fac, nu funcționa de nimic. -și șoacă să explice cu da. Deci nu funcționa nimic decât faptul că mama ei a murit în brațe de cancerul ăsta. Uh. Pentru unii, unii pricep lucrul ăsta, dar alții care sunt puși pe șotii, trebuie să vii cu... De-aia foarte multe mesaje sunt date de rapperi în melodiile lor, într-un limbaj care trebuie este... Mă rog, așa? așa a apărut curentul rap, nu? Ca să spună pe șleau niște lucruri pe care nu le puteau spune altfel. Dar nu știu. Nu cred că aș putea să fac singură. Asta este un lucru care trebuie făcut în echipă. Și a trebuit făcut. Da, e... Trebuie să te uiți în jur și să vezi suferința altuia. Dacă vezi că unul suferă, trebuie să te întrebi de ce. Și dacă te întrebi de ce, poate găsești niște, niște cauze. Um, sigur că e simplu să-i trimit la medicul de familie, dar poate nu sunt toți empatici, poate n-au tot timp, poate sunt într-o zi proastă sau poate nu știu să fac această consiliu. La fel, instruiții profesorii care au, știu eu, da. O dirigenție, da, una dacă vor. Care, da, dacă una, vor. Dacă vor a doua chestie, mulți dintre da. ei sunt antivacciniști, de ăștia, că e multă lume mască antivaccin Antimasca, când anti... era băiatul meu la școala generală m-au chemat și pe mine doamna profesoară doamna învățătoare ca să le fac la școala altfel o, oră, o zi de medicină deci, trebuie să vă spun că m-am pregătit foarte mult mai mult decât mă pregătesc să predau colegilor mei, pentru că e cu totul altceva să vezi niște copii Trebuie să ai tu răbdare. și în, în după această zi de patru ore am zis că nu m-aș fi putut să mă fac învățător sau să pedala la copii, pentru că mi s-a părut mult mai greu. Uh, a fost. Uh, și mi s-a spus că pot să vorbesc despre orice, dar nu despre organele genitale. Da? Uh, Asta a fost... Bine, ce puteam să spun la clasa a patra? Nu era ca și cum mai fi venit cu niște filme explicite sau niște informații foarte aproape, pentru că probabil ei au și puține informații la ora aia, probabil că ei încă mai cred că se naște prin buric sau că îi aduce varza. Dar uh, unii, totuși, încep să caute și acum acum au acces la filmulețe, se distrează vă lucrurile Acum lor lor acces. Asta. Eu mă -am duc aminte. Da. Cred că, uh... Și a trebuit să fac... Uh, M-am învărtit pe lângă subiectul ăsta evitând partea de zonă genitală și cu celelalte organe. Dar distracția maximă a fost la tubul digestiv, pentru că le-am dat un filmuleț de cum intră mâncarea și cum iese și când a ieșit a fost un râs. Deci tot am ajuns în zona aia, dar nu în zona genitală. Da, 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 a fost distracție da, da, mare. Și asta e o mare problemă, pentru că, iată, prin felul în care uh, vi s-a spus... Ce să da, nu asta vreau să zic. Probabil că e în conștiința da, lor treaba asta. A, asta Nici arată, noi nu atingem, da, 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 da. Dar, e un subiect tabu, nu ne atingem. Dar și faptul că, iată, organul genital e legat automat de ideea de sex. Da. Deci a, asta, asta arată cât de greșit punem noi problema educației în această E o chestiune culturală, e legată și de religie. E un lucru care a fost respins în masă de ani de zile în partea de educație, singura șansă este să faci acasă lucrul ăsta, dar nu toți știu să o facă acasă, că nu, nici au noțiunile de bază, nici când sunt adulți. Adică e o mare problemă. Da, trebuie, trebuie văzut și trebuie lucrat foarte mult la, la, această zonă. Din păcate, lucrurile care circulă apoi, că zici, a, uite, faci, pui pe rețele, informezi. Adică eu cred că rezistența în acest moment, e atât de, de mare încât vom vorbi din nou peste 4-5 ani de un număr foarte de, de încă un eșec, dacă vreți? Nu, știu, nu cred că e un eșec, pentru că acum nu ne confruntăm cu refuzuri sistematice, cum a fost data trecută. Acum Așa, ne confruntăm cu un număr ușor crește în fiecare zi, în fiecare lună de oameni care da, există deja o statistică ceva cu o, statistici asta? are Ministerul Sănătății așa. și Institutul Sănătate Publică așa cât ori avea, nu știu dar eu vă spun ceea ce văd și ce palpez la mine în cabinet și ce văd la colegii mei din, din țară că se solicită, probabil că se vede și la numărul de vaccinuri care se vând s-ar putea, pentru că se dau pe rețete acum e ușor de obținut și din farmacie o statistică nu văd de ce și l-ar lua totuși cineva cu bani sau fără bani și doar să-l țin acolo în frigider, probabil că sunt și câteva pierderi da, nesemnificative dar creșterea este constantă e ca misto, o chestiune mi, care mie, mie chestia ușor, asta țile din farmacie mai ales pentru cineva la 18 ani de pildă să zicem că poate merge fără părință și ia uh, vaccinul din, din farmacie am avut situația asta o fată cred... care a așteptat să facă 18 ani când nu o lăsau părinții. Da. Și în ziua când a făcut 18 ani a venit și a înscris. A venit a și a făcut. Da, da. Iată, iată cât de gravă e situația. Dar mă refer că un copil va avea o foarte mare problemă la farmacie să ceară uh, un vaccinul Un copil nu poate lua singur. Că... Păi nu, nu, nu. Un, un, un tânăr la 18 ani, da? da. Uh, va avea o mare problemă să, să ceară. Uh, adică mi se pare că mai degrabă e o, o piedică E teama asta de a fi. încă este la nu noi, de la... a fi judecat, nu. de a. Nu este nicio problemă că copilul se duce la a farmacie Mă farmacista la întrebări, ce o să-i zic. Copilul se folii... duce la farmacie cu o rețetă dată de un medic. Această chestiune, discuția asta dispare. Când vine cu rețeta semnată de medic, Așa. e lucru deja asumat. Am venit, l-a ridicat, am plecat. Farmacistul cel mult poate să-i spună, ai grijă cum îl păstrezi, trebuie ținut la rece, ia aici un pliculeț, să-l ții în frigider, nu pe ușă, nu lipit de spatele frigiderului să nu înghețe, te-au te duci la medic. Deci două, trei vorbe care să explice, care să îngusteze informația despre lanțul de fric, încât să fie ok. okay. Și, uh, care o rețetă, toată această discuție trebuie să dispară. Și un, un minor nu poate să facă... Nu singur. poate să ia singur. Asta, Asta pentru că Legal nu de... De... poate. Da. Ce se întâmplă? Că se -ar întâmplă, nu să să singur, ar trebui să vină să-și ia rețetă singur, nu ar trebui să ia o rețetă de la farmacie singur, nu se poate prezenta la consultație singurul minor. Dar Pe se întâmplă? Nepută? Se întâmplă, sigur. Părinții și... sunt amândoi la servici, sunt ocupați, vin până seara târziu, mă anunță, doamna doctor, vedeți că nu putem să venim, vine și copilul, mă rog, asta cât de cât este realizată. Dacă te trezești direct cu copilul în cabinet, fără niciun fel de anunță înainte, e o problemă. Sunt puse în fața faptului împlinit. Nu pot să-l las să lasă plece că e bolnav, trebuie să consult. Nu poți să consul că e fără un aparținător. Deci e așa o... Sunt multe probleme cu care ne confruntăm în cabinete, dar... Și ce faceți în cazul În mod normal n-ar trebui să-l consult fără părinte, dar de cele mai multe ori mi-am educat... Eu am 30 de ani vechime în cabinetul unde sunt și m-am educat pacienții să știu de dinainte. Nu prea vin netrimiși, rarisim se întâmplă și dacă nu are mai nimic, nu e așa de bolnav, îl trimis să vină cu părinții. Cel mai greu e invers, când vin părinții fără copil la consultație. Asta a fost cel mai greu de educat. Am venit să-mi da și mie pentru copil, că e răcit și curge nasul, o tușește și am venit să-mi dați rețete pentru toți cinci. Da, România adevărată, asta e. Sunt multe, multe astfel de lucruri care se întâmplă și pe care n-ai cum să le vezi într-un scaun parlamentar. Trebuie să vii un pic să te faci o muscă mică acolo, un păianjen pe perete și să observi. Okay. Sau măcar să ne asculți ce-i povestim. Că... Care ar fi uh, mesajul pe care l-ați da uh, celor care ne urmăresc și ar putea și ar trebui să-și facă vaccinul ăsta? Uh, aș vrea să înțelegem că știm ce înseamnă cancerul, e o chestiune grea, greu de tratat, uneori imposibil de tratat și că avem posibilitatea să îl, îl prevenim cu un vaccin. Se întâmplă pentru hepatita B, și pentru cancerul de ficat, sau se întâmplă mai ales pentru aceste tipuri de cancer produse de HPV, și nu numai cancere, care se pot preveni cu acest vaccin contra HPV. Trebuie să încercăm să privim un pic în urmă, să ne uităm la cei din familie, că o să ajungem și noi acolo, peste 30-40 de ani, cu tot felul de boli și de lucruri care scârțe și că sunt lucruri pe care le putem preveni ca să ajungem un pic mai bine la vârsta respectivă și în viață. Și mai trebuie să ne gândim la un lucru important. Pe măsură ce o să crească, ce o să înaintăm în vârstă, vârsta medie sau vârsta maximă, cumva media de vârstă, să zicem, cam crescut. Pe măsură ce creștem, apar și niște boli. De-aia ne confruntăm cu o mulțime de boli la bătrânețe acum. Știu că e bine la 14 ani să ne gândim numai ce frumoasă e viața și totul e fără griji. Dar avem în familie oameni care ne-au părăsit foarte devreme pentru că n-au făcut niște lucruri simple la momentul respectiv. Eu cred că fiecare are prin casă așa ceva. Și eu le S -s -s o spun. la cimitir. Da, și în afara casei. Dar eu le spun, vedeți, legătura mea cu pacienții, după atâta vechime, e cu totul specială. Ei știu că am un copil. Prima întrebare pe care mi-au pus-o o mulțime de mame când le-am recomandat a fost dacă tu ți-ai vaccinat copilul. Pe vremea aia când am început să vaccinez, se făcea vaccinul numai la fete și le spuneam mi-ar fi dorit foarte mult, dar din păcate România nu vaccinează băieții. După un timp, la această întrebare, am spus eu a trebuit să dau bani grei pe un vaccin pentru că am băiat, nu mi-a dat nimeni, ne-a decontat vaccinul ăsta și l-am cumpărat și l-am vaccinat. Da, copilul meu e vaccinat cu vaccin cumpărat, pentru că pe vremea aia nu puteam să dau, când avea vârsta optimă, și nu puteam să dau rețete și am făcut această investiție și cred că asta și cu alte câteva investiții financiare au fost cele mai bune pe care le-am făcut în copilul meu. L-am vaccinat și de meningită, pentru că nu îmi dă statul român bani pentru vaccinul de meningită, pentru două tipuri de meningită, și pentru HPV și pentru alte lucruri, pentru că uh, mi-e frică să n-ajungă la vârsta mea cu niște boli de care nu aș fi putut eu să-l apăr. Măcar atâta să pot să fac pentru, pentru ei. Și da, întrebarea asta am primit-o aproape de la fiecare mamă care i-am vorbit de HPV. M-a ajutat faptul că exemplul personal în general în comunicare e foarte bine primit, dar e bine să-l dai nemințind. Așa că eu am dat un exemplu real. M-a ajutat și situațiile în care au avut în familie astfel de cazuri și care sunt, cum spuneam, un, un pion important în care să ia această decizie. Și ne-ar ajutat și mai mult dacă poate și la noi ar fi. Am studiat problema în America. În America foarte multe vedete au venit și au spus despre impactul acestei boli și despre vaccinare. Și au fost outdoor-ul foarte bine garnisit cu reclame peste tot. La vremea când s-a introdus vaccinul, bubuiau toate ecranele din metrou, filme cu oameni cu, cu cazuri concrete de cum arată cancerul, de da, morți. Pentru asta de... ar trebui Ministerul Sănătății să fie interesat de transmiterea acestor mesaje. Da. Adică să existe fonduri, să existe. Aia bani este problema, asta existe... campaniile de comunicare sunt scumpe, reclamele sunt foarte scumpe, spațiul de, de emitere este foarte scump peste tot. Pe Și partidele de câte am... În loc să dea milioanele alea de euro pentru propagandă de partid la televiziunile de știri milioane, zeci de milioane de euro, ar putea să dea pentru chestiile astea. Adică, um, ce campanie mai au, da, un vedeți, milion de euro să faceți pentru HIV? Targetează un anumit tip de votant și, în felul ăsta, ar pierde o parte din votanți. Că am avut această discuție cu o vedetă în care am propus să facă astfel de afirmații și, cu toate că este pro-vaccin, a refuzat pentru că a zis că și-ar pierde foarte mulți dintre cei care îl urmăresc și vin la concerte. A Probabil că asta e și gândirea tâmpit, politice. Da. Nu știu nu cum știu, vedeți, nu știu dar vorba sunt oameni idiot. foarte curajoși care au zis cu orice risc, și-au arătat că au trecut prin boală, că au făcut asta și și-au luat exemplu personal și l-au pus pe tavă și și-au asumat că pentru unii copii vor face un mare bine. Și asta e toată stima mea pentru astfel de oameni. Dar oamenii care se gândesc că și-ar pierde o parte din votanți sau dintre cei care cumpără bilete la concert sau așa mai departe, sunt oameni pe care nu pot să-i stimez, pentru că nu au wow. nu au dorința asta de iubire pentru ceilalți. Marius, să facem și noi la fel. Dacă nu e pentru ce... Da, noi, noi avem de suferit uh, cu fabricuța asta noastră, pentru că îi certăm pe oamenii care ne urmăresc, îi uh, le zicem ce... Știți ce mai greșim și poate că de acolo te învățăm, nu îi laudăm destul pe cei care fac asta fără nicio condiție. Deci avem, ca să ne înțelegem, cu toate că vorbim despre antivaccin și campanii de antivaccin, sunt 90% de oameni care vin fără nicio problemă. Când sunt chemați la programare și vaccinează frumos, nu îi laudăm destul. nu îi folosim ca pe uh, puncte de lobby. Deci du-te acasă și vorbește cu restul blocului despre asta postează, sunt foarte puțini pacienți de mei care pleacă, noi le pozăm după ambasadorii, corect? Da, da, da. Deci, da, da. Noi, noi, ni se pare așa de fire să facem asta, că ne, ne centralizăm, ne centrăm atenția pe cei care nu se vaccinează uh -huh. și nu neapărat pe cei care nu se vaccinează, ci pe cei care sunt ezitanți. Ăștia săraci sunt niște oameni care nu știu să se ducă spre doamna doctor care zice ce bun e exact. sau către parlamentarul X care zice... Care da, deci nu știu da. în ce parte... Și noi acum ne concentrăm foarte mult cu campanie noastră de educație, de comunicare a medicilor, că facem asta, pe ezitanți, cu tot felul de metode de comunicare, de comunicare în sensul ăsta. Dar nu îi lăudăm pe ăștia. Deci cei care vin și cred în asta și sunt educați de părinții lor, nu știu câte generații, noi ar trebui să îi lăudăm mai mult și să, ne ajutăm de ei să fie lobiști, ambasadori pentru asta. Pentru că și pe grupurile de social media de toate felurile pe care sunt o mulțime de mămici experte în tot felul, cei care sunt destul de extremiste grupurile, de ești contra vaccinului, out. Sau dacă ești pe un grup pro-vaccinar, ești un grup contra vaccinării, ești cu și vrei să vezi ce se întâmplă și ești pro, ești dat afară. Dar, există și grupuri provaccinare în România? Da. Nu cred. Există, este cel mai... Pe... Dacă vorbim pe unde de unde mai e Facebook? distracția? Adică uh, șmecheria este distracție cu toți tâmpiții care... O să știți că există cel mai mare grup provaccinare din lume. Este un grup de Facebook în România, în Seriu? limba română. Așa. Este gestionat de câțiva admin și în afară de cele câteva... Trebuie să mă uit să văd exact câte sute de mii sunt acum prezenți. Există o baterie de 150 de medici care facem toată ziua educație de vreo 10-12 ani în sensul ăsta. Care e grupul? Ăla? Vaccinuri și vaccinare. Se cheamă pe Facebook, Așa. găsiți acolo. Mamă, deci cred că adminia aia trebuie să curețe în fiecare zi, cred A, că e un full-time job. Asta. Este un full -time, păi nu intră este dușmanii un de la. Job de ani de zile. Mai sunt și oameni care intră și uh, pun puțin bățul prin gar, Așa uh, din conturi care nu au nimic postat, evident, Corect. dar care sunt uh, imediat. Uh, și dacă apucă să posteze, uh, sunt. Imediat vin informații la modul neagresiv. Okay. Ca să li se arate ce și cum. Pentru că și acolo sunt oameni care sunt ezitanți și vin cu mesaje legate învățate. Știu să scrie vaccin fără ca să evite algoritmul, okay. de scriu cu X, cu Y, cu nu știu ce. Aha. Știu să folosească sinonime, exact cum se întâmplă în grupurile anti. Dar reacțiile care vin vin. Nu neapărat din partea medicilor care poate nu au tot timpul să intervină urgent, dar mai ales din partea mamelor care deja și-au vaccinat copiii și care au trecut prin aceste ezitări cândva, dar mm -hmm. au rămas pe acest grup și ajută pe alții care vin din urmă. E foarte interesant că nu este. Mai sunt și momente de agresiune, dar sunt din ce în ce mai rar Deci grupul ăsta are deja vechime, o experiență. Adminii sunt fie medici, fie nemedici sunt unii care sunt specialiști în comunicare, sunt oameni care au făcut din chestia asta o pasiune. Dar e foarte interesant că, cum să zic, cu adevărat e cel mai mare grup din lume, au fost la niște conferințe internaționale, sunt, au fost în legătură cu, cu șefii ei mari de la Facebook, tocmai pentru că este impactul foarte mare. Dar nu toți ajung acolo și, cum spuneam, bulele sunt destul de separate, nu prea se intersectează. Dacă ajunge într-o bulă din asta anti eu am fost pe acolo, am studiat, pentru că am studiat problema comunicării, a trebuit să stau în bulele astea uh -huh. și să înghit toate. E foarte greu pentru un profesionist care se ocupă de vaccinare să citească așa ceva. Mă confrunt și cu pacienți care sunt foarte antivaccin, deci sunt habotnici în sensul ăsta și trebuie în fața lor nu... Primul, prima reacție a ta ca om este să-l dea afară să nu mai vină la tine niciodată. Dar Trecând de prima reacție, este să uiți la un copil care nu are nicio vină și, mai mult decât atât, ca acest copil, în momentul când vine la tine bolnav, trebuie să te gândești și la bolile la pentru care n-a primit protecție, nu numai la alea care circulă în general. Deci trebuie să dai la o parte mintea ta de om și să rămâi doctor în fața unor astfel de. de situații, pentru că acest copil nu are nicio vină. Și mi s-a întâmplat să dureze 4-5 ani și să reușesc, după 4-5 ani, să conving părinții să începem să facem o schemă de recuperare. Că le-au trecut fricile cu autismul și cu nu știu ce, dar mă gândesc dacă îi dădeam afară pe ușa și nu mi-a niciodată, cum aș fi reușit să obțin asta? Chiar dacă numărul e puțin de recuperare. Da, la oamenii refuză, Uite, greu. mai ales în aceste cazuri în care copilul e diagnosticat cu ceva și mai ales în zona asta a problemelor. De sănătate mentală te întâlnești cu un refuz categoric. Acolo e altă problemă. Pentru a primi diagnosticul. Acolo adică... e altă problemă, după ce sunt deja diagnosticat sau dacă îi justifici ceva, și acolo sunt niște chestionare, și în care își dau seama, le arăți cam pe unde stau și că e o problemă. Refuzul de vaccinare la copii care sunt deja vaccinați, problema vine din mediul profesional. Adică sunt oameni care știu niște ceva despre vaccinare din specialitatea, o specialitate care nu e a lor, vorbesc de medici aici, da? Da. Și care uh, știu cândva ceva era cu vaccinul și că nu era bine să vaccinezi și așa au rămas. Deși discutăm de niște vaccinuri care nu se mai fabrică, s-a schimbat metoda de sinteză, nici nu se mai le ați făcea la Cantacuzino, chiar uh, dacă ne gândim bine că unul dintre, una dintre marotele de acum este nu vrem vaccinuri decât românești făcute la noi. Exact. Că sunt adaptate. Ceea ce arată clar lipsă de educație de orice fel, nici un virus nu este strig românesc, deși cred că o, ar exista o, nu unele strig românesc. În campania electorală, că suntem, <laughs> da? da, cu da, mândri că uh, suntem români, trebuie să fie și virusul. O piedică român. foarte mare la ora actuală <coughs> în această măzgă antivaccin care există este faptul că uh, mulți profesioniști deschid gura să vorbească despre asta, deși nu au nici cea mai mică idee. Cel mai bine ar fi fiecare să vorbească despre ce știe. Și să vorbească, să, acolo unde excelează, să vorbească mai mult decât ar trebui, ca să-și facă, să facă și educație, nu doar să vorbească despre asta. Deci, eu vă spun, problema e atât de mare încât eu primesc zilnic pe WhatsApp o, o platformă total necontrolată, și la care are acces toată lumea. Și oamenii trimit, da. deci da. sunt... Și, și cum <coughs> e că o consideră foarte sigură apelează pe WhatsApp că e apelul mai sigur. Exact. Nu, da. nu, asta e, da, asta e altă prostie. Da. Dar ideea e că circulă, deci oamenii dau mai departe și eu eu le răspund imediat, când dau tâmpenii în asta. Și zic, bă, te-ai uitat despre ce e vorba acolo? Da. Și ai, ai trimis mai departe de ce? Că e clar că dau și ei la toată lista, adică da. e... Da. Uh, că scrie acolo uh, redirecționat, frecvent... Da, uh, da, tot. da, da. Și oamenii zic că, știind că stau de vorbă cu mine și. Uh, <coughs> l a dat și eu mai departe că voiam să văd ce părere aveți despre treaba asta. Sau, și zic, bă, dar te gândești la rău pe care îl faci răspândind astfel de chestii, crezi asta, nu știu ce să crede. uite, e un medic care vorbește acolo. Adică, de ce aș crede al medic? Da. Pentru că oamenii ajung... Și asta, așa aici sunt contrafăcute, că sunt clipuri... Foarte multe, scoase și din text. Da, 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 niște reclame de asta cu, cu, mine care au apărut și <laughs> mă gândeam că am ajuns chiar celebră, pentru că dintr-o oarecare care te transforme într-o... Dar uh, sunt și eu, alții care sunt mult mai... Uh, sunt medici mult mai cunoscuți în România, care sunt folosiți cu sistemele sta moderne de copii pe nici nu-i prea greu, dar Astea sunt lucruri care se exclud. Eu vorbesc de oameni care sunt specialiști, sunt medici și care vorbesc despre vaccin, neavând nicio legătură cu asta, habar scă, nu zic, au intră și vorbesc pe rețele, vorbesc despre asta. Da. După aia filmulețul ăla poate îi da, da. jos Dar de e acolo. vorba numai de rețele, e vorba de ce le spun în cabinet cu pacienților. pacienților da. Ceea ce da. e mult mai grav. Pentru că mie mi, mi s-a întâmplat trebuie să riște cu gravidele. Ceva, ce vorbim, avem cu gravidele? Ia zice. Deci pentru că ginecologii nu le dau voie să se vaccineze nu toți. Evident, vorbesc de niște situații în care, în ideea că ei sunt nesiguri, pentru că asta mi se întâmplă, am, am avut o discuție cu, pe speaker cu medicul respectiv, cu pacientul lângă. Așa? Nu știu Și despre asta. nu reclamați asta, un astfel de medic? Unde? La Colegiul Medicilor. Unde păi la Colegiul Medicilor nu există la ora actuală pârghii suficient de solide ca acest coleg să-și pierdă dreptul de practică sau să aibă de suferit. De ce? Uh, pentru că nu au suport legal să facă asta. Păi la omoară oameni. Uh, nu omoară Une viața direct. unor oameni în pericol deci, Corect? în momentul ăsta Legal vorbind, colegiul este cel care Se ocupă de practica noastră Deci ne dă avizul să lucrăm Așa. Dar mai departe de atâta De a face, de a scoate Foarte greu ajunge Să ia avizul de practică unui medic Dacă face așa ceva îl dacă practică și nu are diplomă, să zicem. Da, a fost... Mă rog, ați văzut câteva cazuri, dar... este problema de... e cum au ajuns să aibă drept de practică, dar aici, de ce să nu... Reclamația trebuie făcută, pentru că sunt niște pârghii birocratice foarte greu de trecut. Trebuie să faci numai la colegiul respectiv unde are medicul contract. Trebuie să faci în scris, trebuie să pui nu știu ce. Se pierd în momentul în care ai așa ceva. Astfel, cum vă explicați? Nu există ideea de autosesizare. Cum vă explicați că sunt atâtea postări despre vaccin făcute de o grămadă de medici care sunt antivaccin și care nu sunt reclamate și uh, sancționate în niciun fel. Sau dacă apar sancțiuni, nu află publicul larg. Că au fost și sancțiuni. Okay. Da? Oameni care au trecut de la un gen de postări la altele, n-au mai operat, n-au mai lucrat, au trecut pe altă specialitate, așa ușor, fără să-și piardă foarte mult din credibilitatea publică, au fost sancționați de colegiu, dar. Și sunt exemple. Foarte și să pune Batista Bățean în da. Deci, atunci ne mirăm de ce s-ar ajunge în astfel de situații. Uite de nu aia. este părghii legale pentru colegiul să facă curățenie. Deși a trebuie pentru astfel de situații. Pentru că un exemplu sau două, cred că ar ridica niște probleme, și medicii ar fi mai atenți la ce spun și la felul în care își practică specialitatea. Da. Și ăsta e un subiect interesant de discutat și vă propun să. O facem cu altă ocazie. O da, să de Pentru vorba. că e, e, e foarte interesant de ce nu putem să ajungem... Că, vedeți, Trebuie așa e conceputul sistemului. pe cineva sistem. care este implicat în colegiu și este da, da, face da, parte da, din colegiu da, care da, știe da. toate lucrurile astea. Uh -huh, uh -huh. Da. Eu vă doresc uh, succes și cu uh, problemele uh, pe care le aveți ca uh, medic de familie în zona asta și cu toți... Medicii de familie în această negociere atât de. Nici asta nu avem dreptul face. Ni a Ni s-a luat și dreptul de da. negociere. Apropo de cuvântul ăsta, cândva, așa cum era și firesc, pentru că suntem niște entități private, aveam voie să negociem prin patronate și societățile profesionale, ni s-a luat acest drept. Nu mai negociază la ora actuală contractul decât Colegiul Medicilor în România. Ceea ce e o mare tâmpenie. Nu neapărat, dar o face în. Med... Colegiul negociază în numele tuturor medicilor. <coughs> și nu poți să o ducă și să spună, aveți Dați mai mult la. Profesională... Avem, dar nu sunt permise la negociere. Noi avem doar drept consultativ. Conform legii. Da. Cum să nu avem? Avem, un, un avem sindicat, societate. Nu, profe... nu, nu putem ce? avea sindicat De pentru ce? că suntem patroni. Noi avem patronate. Avem două A, federații patronale. Da, da, acum da. Se, vor, se vor uni, sper, și vor face o confederație, dar nu au drept la negociere. Uh -huh. Numai colegiu are. Colegiul se duce și primește aceeași întrebare. Iau, dau mai mulți bani la ăla, de unde să iau, să dau mai, 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 mai mulți la ăla? Deci, colegiul vine în numele tuturor medicilor da. și poate să obțină un contract ceva mai... Ca Că așa e guvernantul român. El are un sac cu bani, el nu se preocupă cum să ia de la adevărații evazioniști, cum să taxeze ca lumea, ca sacul ăla să fie mai mare. Păi acolo e el are, mai mare decât ce are el are o problemă, bă, ăsta e sacul și trebuie să vă dau la toți de aici, doar ăștia sunt banii. Ori oamenii care merg acolo de la sindicate până la patronate și toată lumea, oamenii mm -hmm. Nu pun problema, bă, cum ajungem toți un, să luăm un, un contract extrem, extrem, de umilitor. Cum vă explicați că noi suntem supuși la tot felul de sancțiuni, dar casa de asigurări nu are voie să primească nicio sancțiune. Noi ne am întârziat plățile câte o lună și jumătate și ei nu, pot, nu plătesc nicio penalitate. Dar în instanță nu puteți ataca niciun fel treaba asta? Ba da, au existat și astfel de situații că am făcut și asta. În primul rând că am făcut-o pe vremea când procesele nu durau câte 2-3 ani de să putea rezolva mai repede. S-au obținut niște lucruri și au reapărut în anul următor în contract pentru că noi nu suntem în sistemul juridic american. Nu se există precedent. Nu există. Trebuie să facem. Da. Într-adevăr. Bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Sperăm că oamenii se vor alătura nu doar acelui grup despre care ați vorbit. Cum se numește? Vaccinul, Vaccinul și, și vaccinare. vaccinare. Așa? Pe Facebook. O să intru și eu să văd. Mi se pare interesant și uh, sper că... Poate puneți o... Uh, da, 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 o imagine. da. Să și Să și scriem asta și sper ca foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și care sunt cu mintea deschisă și uh, să, să acționeze pentru copiilor sau tinerii care... Se uită să acționeze și să meargă să. Să vină ei să întrebe. Să întrebe, să se Rezim lămurească și să, să facă vaccinul. Am un cadou pentru dumneavoastră la final: ah. ceai, cafea și cartea noastră. Atenție cu intenție de la noi. Mulțumesc la frumos! Și. Foarte dacă vreți, bună cafea! Mulțumim! Dacă vreți să ne recomandați o carte, ceva la final. Uh, da, cred orice. că mie îmi place. Autorul meu preferat este. Mario Vargas Llosa. Așa. Și cartea mea preferată este Răzbeul sfârșitului lumii. Și chiar dacă am citit-o când eram studentă și comentam în gardă, pentru că pe vremea aia mă duceam că îmi plăcea, nu, trebuia, nu era obligatoriu, mm. am avut niște comentarii grozave și am învățat din cartea aceea să citesc printre rânduri. Pentru că acolo sunt niște lucruri foarte interesante. Ok. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Sărbună!